M-am născut și am crescut în Pantelimon. Bombardieri, după blocuri, frumos. Nu știam ce să fac. Mă gândeam la jurnalism ca să mă fac comentator sportiv, dar neplăcându-mi să scriu foarte mult, să compun, am zis, bă, e greu și lasă jurnalismul. Mai dă-l încolo de fotbal. Eu fiind, am mai spus asta, oaia neagră a familiei, eram tot timpul pe terenul de fotbal, rupeam Adidas și pantalonii, tricolor și așa mai departe. Dintr-o dată m-am trezit într-un mediu tare mișto. Privind în urmă, îmi dau seama că am fost unul dintre actorii care au avut șansă și am tot lucrat. Numai mafioți, interlopi. De ce să-mi pară rău? Asta ne e meseria, ce să facem? Noroc cu boss. Uite aici, boss. Țin să menționez ceva sensibil. Am pus toate astea și nu sunt pe niciunul. Atâtea postere și degeaba. Atât s-a putut, dragi prieteni. Salutare cinefani, bun găsit la Cinefan Podcast, o nouă ediție ca în fiecare săptămână, e vineri seara, altceva oricum nu prea aveți de făcut decât să vă uitați la noi, evident. Sunt aici cu colegul meu Emanuel Lăzărescu, eu sunt Cristi Mitrescu, vă salutăm. Salutăm. Și pentru că în fiecare săptămână avem câte un invitat nou, în fiecare săptămână Emanuel trebuie să-l prezinte. Astăzi invitatul pe care vi-l propunem spre vizionare, ca să spunem așa, este ca și un invitat din trecutul emisiunii, un fost fotbalist care s-a apucat de actorie și spunem noi, bine a făcut, alături de noi astăzi Sergiu Costache. Vă salut, salutare. Vă mulțumesc pentru invitație. Bun, bine venit, bine la Cinefan, bine Podcast. V-am găsit. Noi, cum știu prietenii emisiunii, așa începem cu toată lumea, o să te întrebăm și pe tine, cum a fost drumul din Baicului Pantelimon până unde ești acum în Chiajna, via, evident, actorie. Sergiu Ioan Costache, ca să fim... Sergiu Ioan, da. Mai e foarte, foarte greu, că e distanța foarte lungă și traficul este... Infernal, știi. Infernal, știi. Adică ți-a fost greu. Peste o oră, cumva. Da, m-am născut și am crescut în Pantelimon. Vorba cântecului. Da, exact. Da. Cred că pentru mine au făcut... Pardon. Cu siguranță. Am avut ai apărut în vreun clip de-al lor? Nu, dar uite, este o idee. Dragi băieți, dacă aveți vreodată nevoie de mine, cu drag vin la voi. Știu că vine și Dragoș Bucur tot de drag a venit la voi. Dacă aveți nevoie, cu cea mai mare plăcere vin. Adică dacă tot joci cu tătuțul, poți să joci și cu tataie. Și cu tataie, da, evident. Cu tata Vlad. Așa. Așa, și ce să vă mai zic? BUG deci Mafia. Da, BUG Mafia, am crescut copilărit cu ei, eram mici, da, ne credeam și noi. Bombardieri, după blocuri, frumos. Și... după m-am dus în Chiajna. Okay. Trecem repede prin etapa cu fotbalul, că știm că acolo ai avut tot fel de peripeții. Da, părinții ți-au tăiat Adidas și... v-ați documentat bine, mama. Nu părinții, mama. Mama. N-am vrut să fiu să arăt așa direct, știi? Las că arăt eu, nu-i problemă. O vecină vă ostraciza pentru că jucați fotbal între mașini și v-a dat tort cu viermi? Țin să menționez. Eu nu cred că știa că e cu viermi. Probabil s-a gândit, bă, sunt niște copii, joacă și fotbal. Oricum îl arunca. Și oricum îl arunca, probabil că nu l-a folosit. Era o doamnă, respectabil, nu știu ce funcție avea, tot timpul era patroace femeia. Și ne-a dat nouă, adică nu cred că a fost corea intenție. Nu vom afla niciodată. Naibii să murim. Te urmăresc, văd asta și inclusiv povestea cu mama care ți-a tăiat ghetele, deci te urmărește povestea rău de tot. Cum să nu mă urmăresc? Mai mult mama decât povestea. Înțeleg că a rămas în povestea cu filmele tale forever. Oi, da, dar și acum mă sună tot timpul, e fan clanul. Vine, îmi dă... Auzi, nu crezi că ar trebui, mama, așa e scris acum, ce să facem? Bine, mamă, am zis și eu, poate ar trebui să... Bine, mamă, ți-a plăcut? Da, extraordinar, excelent. Uite să vorbești cu Angel, să o ia consultant la serie. Ar trebui să... consultantul tău personal. S-ar putea să devii personaj principal, nu mai joacă nimeni în serie. Și niciodată nu o să stau, nu știu, în genunchi, dacă ar fi după mă, aș fi tot timpul ăla. Să nu iei palme de la femei. Să nu iau palme de la femei, am zis-o și pe asta, nu? Ți-ai făcut familia de râs, da. După fotbal ai ajuns la un ATC. Am ajuns la un ATC, da. Și de acolo tu trebuie să ne Dumnezeu povestești. Cu mila. Și cu fotbalul acolo... ce s-a întâmplat până la urmă? Ca să spunem câteva cuvinte. Ce s-a întâmplat? Da, neavând nici susținere și am avut o mică operație, m-am lăsat și cam asta a fost. Deci tot în urma unei accidentări. O mică accidentare, adică nu e ligament sau ceva care te poate scoate din... Operație la rinic, parcă ceva. Da, o chestie, dar pe care o piatră mică, chiar mică. Ai luat-o de pe teren. Da, okay. Cumva, da, exact, arunca cineva cu o piatră în mine, ieși mă de pe teren și... Da, și la nu spun neapărat că m-am lăsat din cauza faptului că nu am fost susținut, dar poate ar fi contat.
pentru mine atunci. Dar e bine că s-a întâmplat așa. Și noi zicem la fel. Clar. Da, și nu aveam, nu știam ce să fac. Cred că am mai zis, mă gândeam la jurnalism ca să mă fac comentator sportiv. Când eram mic, mă jucam cu omuleți, așa le spuneam, și eram la ou de ciocolată, să nu-i spunem numele, să nu Kinder, facem... Kinder, avem Kinder, voi, avem Kinder, și noi, erau niște leuți, lei, mici. Unul cânta la tobă, altul era musculos și le-am pus porecle, aveam nume. Și mă, tăbăristul pentru musculosul, te centrează, șut și gol! Îmi făceam eu, zic, bă, gata, atunci hai să devin comentator sportiv. Dar neplăcându-mi să scriu foarte mult, să compun, am zis, bă, e greu și așa că lasă jurnalismul. Să scrie alții. Sorata te-a tărât la un casting. Exact. Da, și m-a ținut cu forța la propriu. Eu am, la castingul lui Adrian Sitaru. Valuri. Era, la valuri, da. Erau și copii, gălăgie, plângeau, unul s-a lovit de genunchiul meu, am vrut să plec, stai jos. Nu, hai mă, Crin, hai să plecăm, stai aici. Bine, hai. Sora ta n-are treabă cu cinematografia. Nu, 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 nu. Nimeni n-are. Din Dar cum de-aia a venit ideea asta să te ducă la casting? Adică Adrian, Adrian Sitaru a scris Delii Grigore, pe care o salut pe această cale și îi mulțumesc, fiind profesoara ei din facultate. Aha, și atunci a zis, băi, uite, știu că tu ai un frate, se potrivește ca vârstă, n-ai vrea să-l trimiți? Bă, da, cum să nu? Cum a fost experiența asta pentru tine, fiind prima de genul ăsta și lucrând cu Adrian Titieni, cu Clara Vodă, cu băiatul lui Clara Vodă, cu Silișteanu, și cu Pavlu și cu Orodici, dar cu care nu te-ai întâlnit, pentru că erau niște voci care se auzeau pe plajă la radio de pe plajă. Ei, nu știam, ei sunt vocele lor. Da. Uite, vezi, destinul... Cu prima ta întâlnire cu Pavlu. Cu Pavlu, dragul de el. Măi, în prima zi, nu realizam. Am luat castingul, zic, ok, da, ok, mă duc să joc într-un film. Mai ales că nu-mi doream să merg pe acest drum. Dar a fost interesant, căci dintr-o dată eram lăudat. Eu fiind, am mai spus asta, oaia neagră a familiei, eram tot timpul pe terenul de fotbal, rupeam Adidas și pantalonii, tricolor și așa mai departe, dintr-o dată m-am trezit într-un mediu tare mișto, în care oamenii întrebau cine, de unde l-ați adus, Silișteanu la un moment dat n-a mai putut filma, avea de făcut o panoramare, mă surprindea pe mine în timp ce mâncam, îmi dădeam seama că mă filmează partenera, ce făceam eu pe acolo, și l-a pus și râsul. Sau stop. Stai puțin, cineva râde, e mulțumit de ceea ce fac eu, e nefiind obișnuit cu asta, deși fusese în premiat și așa mai departe. Zic, ok, nice. Dar după prima zi de filmare, 12 ore, în soare, pe plajă, te-a rupt. Am obosit. Iar marți, în minte și acum, erau nori. Și i-am zis lui Karen Wallet, sper să plouă ca să nu filmăm, și era poftim. Zic, sper să plouă, că nu vreau să filmez. Măi, băiatule, deja nu mai puteai. Nu. A fost obositor. Nu eram obișnuit, vă dați seama. Și în soare, repet, 12 ore. Și totuși nu aveai replici, adică era doar chestie fizică, cumva, anduranță. Dar tot stăteai acolo. Da, stăteai în soare. Da. E, uite, e genul de actorie care mie îmi place foarte mult, asta fără replici, că e doar din gând, cumva. Da, exact. Și e mai... Pentru cine n-a văzut scurtmetrajul, e disponibil pe YouTube, nu e pe un canal oficial, trebuie să-l căutați, e pe la cineva, nu știu așa, dar îl puteți găsi în două părți. Ai jucat acolo cu Karen Wallet, cu care ai mai jucat și în alte filme după aia, cu Adrian Titieni aproape, cred că în toate, nu știu dacă arata vreunul. Vine după tine peste tot. Eu cred că eu mă duc după tine, mai degrabă. Vă urmăriți unul pe altul. Am de recuperat, că are multe. De la valuri am observat că îți tot crește barba, acolo nu prea aveai deloc. Știu că... N-avea deloc. Știu că a fost o problemă și cu tunsul, pentru că Sitaru te voia tuns. Și am zis nu. Nu, că nu mă lăsă mama. Așa. Și era starul poftim, o să mă cer cu mama, nu. Are o afinitate pentru părul meu, eu am părul creț, știi, crește așa frumos, ca o minge. Michael Jackson, genul ăla. Să-mi fai voi ăla, știi? Și nu-i venea să creadă, adică stai mă, bă bune, asta e o preliștea, că nu te lasă maică ta. Cred că și-a dat seama că de fapt, bă, voi nu înțelegeți ce înseamnă un film și că nu stăm acum să ne gândim că ai tu părul, nu știu cum, dar n-au avut încotro și mi-au tăiat perciunii, mi-au făcut, nu știu. Oricum, mai e mișto personajul. E drăguț, da. Și e personajul de suflet. Așa cum vă spuneam, am păstrat acel mai eu cu Zidane și o să mi-l pun bine. Am și o ramă, dar acum aștept să-l pun și pe ultimul. Sper să treacă mult timp. Bine, nu aștept să mi-l pun pe acesta în ramă, dar aș vrea să fie... Dar mi-ați dat voie ideea acum cu... Da, ne bucurăm că ți-a plăcut ceea ce am făcut aici. E o idee. Îi spun soției mele să te uiți și să-mi faci tu așa o surpriză. O cameră, numai a ta. Sau un pod, o camera mea nu am. Bine, e camera noastră. Da. Dacă vrei. Da, pot să-ți faci un spațiu așa unde să te duci și să-ți aduci aminte de tot ce ai făcut. Păi aș vrea.
Mai ai oricum multe proiecte înainte. Să sperăm. Să mai trebuie o casă. Până ajungi la ultimul pe care să-l pui în ramă. Să fie așa capă de linie. Și eu mai... Cu toții ne dorim asta. Oricum, de rame o să vorbim și puțin mai încolo, cu rame? Siguranță. Da. Ce mai găsiți? Avem? O pleiadă de scurtmetraje. Da. Ai mai prins un rol mic tot în 2010 în Principii de viață. Da. Unde erai un operator de mașinărie de la tipografie. Țin minte că a venit patronul acelei tipografii și era un pic, știi, crispat, se uita, nu dă seama de la ce se uită, se uita la prize. Și îmi zice, Treda, v-ați băgat astea în prize, noi nu ne-am înțeles așa. Și asta mi-a venit să zic, a fost, domnule, nu vorbiți cu mine, eu sunt un simplu actor. Și l-am și râs și pe l-am dezarmat din tensiunea în care aici, că, bine, domnule, ce să-mi spună mie, știu eu ce au băgat oamenii în priză, adică m-au luat pe mine și în salopeta aia, adică, bune. Îi mulțumesc, a crezut că sunt important și că poate fac parte din producție, dar eram un simplu actor. Tu intrase în rol, erai acolo, era din filmul ăla despre la propriu. Da. Cu Ivanov. Mi-a plăcut că apare și Dragoș Bucur într-un cadru, monta niște geamuri Termopane, exersa rolul din Visuri la cheie, știi? Nu mai țin minte. Țin minte că atunci Vlad Ivanov mâncam și nu știu, a intrat cineva în cameră și a zis mișto Valori și s-a întors și a zis tu ai fost în Valori? Zic da, foarte tare. Bravo, eram, da, vă mulțumesc frumos. Încă o confirmare. Domnul Ivanov, mă laudă, uite, bine, ce drăguț. A doua amintire. A fost un scurtmetraj care a făcut istorie cumva, pentru că au început valori. Foarte multe premii pentru Sitarul. Da. A câștigat ceva premii. Cred că e cel mai premiat scurtmetraj românesc. Lampa cu căciule e cel mai premiat. Lampa, jude. Pentru niște filme scurte care de obicei nu se pot vedea prin doar în festivaluri. A făcut valuri și e bine, adică cumva a fost și a fost și la televizor, adică cumva și a scos bani în ghilimele. Și am luat și eu un premiu. În 2007, cel mai bun actor în scurtmetraj, în Bușo Festival, Film Festival, să știți. Deci, ai fost acolo? Nu. N-am fost, că aveam treabă, mi-au trimis premiul pe avion și s-a rupt. Ai picu super gloși. Trebuia să-l dai retur. A ajuns rupt. Nu vei rușine, mă, dar cum m-a luat? Cum era să-i naibii, Oscarul se rupă pe drum. Vai de mine. Aia ne zice ce. Rupt, lasă asta, dar cum era să-l fie lipit cu glu, cu super glu? Atunci era lasă să-l fie în drum. Să știi că e strâmă. Nu, dai creștea valoarea. Clar, Oscar lipit cu super glu. Nu s-a mai văzut, e clar. Bai, Sergiu Costache. Uite că am sărit peste Lord. În Lord ai... așa o pasiune să strângi câinii altora de pe străzi și dai înapoi pe recompensă. Da, facem un fel de business, dar un mic business. Suntem oameni și uite că și acolo devin empatic pentru unul dintre cățele. Te atașezi de cățelul ăla, de Lord. Sărăcuțul de el. Cumva Lord a fost antrenament pentru domestic care a urmat, a fost cumva asemănător în lumea aia. Păi, animaluțelor. Și Colivia a fost cumva un Colivia pentru domestic și s-a încercat. S-au adunat toate cumva. S-au adunat toate, da. Pe tine te chema la fel? Da. Tot. Am zis da. Da. Și că da. Tot Tony te chema. Tot Tony. Bun. Tanti Florica a fost un serial de la ProTV, erai vânzător de burlane în 2012. Tot vânzător. Tot, da, nu insistăm foarte mult. Au mai fost niște filme străine la mijloc, Diaz, despre care n-am găsit mare lucru. Erai un protestatar. A fost un film inspirat din fapte reale. Da, cu summitul G8 din nu știu bravo, ce an. Bravo, și chiar așa s-a întâmplat. Au intrat peste ei și i-au cam chilărit. E poveste mișto aici că aveam protecție și vorbisem cu, cred că era cascador sau... poate era chiar de la jandarmerie, nu știu, abar n-am, și am făcut o mică coreografie. Am aici, la genul, nu mai știu unde aveam. E, în nebunia aceea s-au schimbat băieții între ei și cel care a venit nu mai știa unde am. Și a început, știi, să dea... Au, stânga, dreapta. Și Alex Nonchi, colegul, zice, păi, Costache, dar cât de bine ai fost, bă, cât de bine... Băi, dacă m-am omorât, ești nebună, ar fi fost culmea să nu fi fost bine, dar cât de... Nu m-a lovit tare, dar a dat, știi? Ceva pe bune.
A fost pe bune, da, 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 apropo de film, dar o producție mișto. Ai jucat și în Las Fierbinți la un moment dat într-un episod, fix în episodul în care era cu Falcao și erai prietenul Falcao, era un fotbalist. Da, da, da. Dar nu am jucat fotbal în Fierbinți. Nu, dar... Furam ceva cumva, ce puteam să fac eu. În Fierbinți am fost în două sezoane, dar nu consecutiv, nu mai știu, în primul și în al, nu știu, zecele și așa mai departe. Și în următorul furam ceva șine de tren, nu știu ce. Sau mireasa. Căci s-a furat mireasa în 2011, domnul Jean. S-a furat mireasa, da. Jesus da, del Cerro, regizor. Da, da, da. Bravo. Te ăla mi-a plăcut, acolo cred că a fost primul rol al tău mai consistent. Mai consistent, exact. Și o comedie reușită. Da, fain. Gen drăguț. ProTV, tot așa. Da, sigur că așa. Da, pentru un anumit dar, public. Chiar dar chiar am văzut-o zile trecute drăguț. Și băi, ziceam, Emanuel, că m-a distrat. Da. Răzvan Vasilescu. Jojo, care... Cătălina, da, 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 da. Este și în clanul acum. Da. Și cred că singurul film în care ești creditat pe poster. Deci Răzvan Vasilescu, Constantin Diță, Paul Ionescu și Sergiu Costache. Deci lângă... am pus toate astea și da. Nu sunt pe niciunul. Ești probabil în norocul billing, boss. Dar uite, ești... Uite aici, boss, să filmați boss aici. Exact, da, uite, da, și bossul. Dar ești acolo în capul afișului, vezi, deasupra tuturor, ca să zic așa, ceea ce e un lucru interesant. Da, ne ajută. E da. Un rol mai consistent asta. Atâtea postere și degeaba. Cumva ești în filme. Da, domnule, are, ești în filme. E important, domnule. Nu ești tu prima vioara întâi, dar ești acolo, domnule. În Safura Mireasa, practic tu ești mirele, tata mafiot vrea să te însoare cu Marinela pentru o pungă de coca. Ceva de genul, dădea la schimb. Parcă. Nina era o soție de polițist care e Cătălina Grama și care îți fură mireasa. Așa. Și vrea să facă și ea niște bani, fostă câștigătoare de Miss Bârlad. Și totuși în clanul Cătălina Grama ți-e șefă, dar tu ai pus ochii pe Vera. În filmul ăsta alt era destul de șmecheră Cătălina Grama. Dom'le, așa e scenariu acum. Ce începe și el ca mama ta. De ce n-ai avut un rol mare? De ce nu te-ai îndrăgostit tot de Cătălina? Mă, să continui povestea aia, să faci frumos. Exact, știi că am constatat că de multe ori se continuă așa în viața actorilor, se continuă povestea din filmul în altul cumva. Da, poveștile e posibil. Poți să le continui așa, știi? Poți să le continui, da. Mai ales la tine personajele sunt cumva tipice, ba ești afgan, ba furi ceva, ba nu știu ce. Începem să ne dăm seama după barba care îți crește de la film la film, știi? Ce și în ultimul deja aveai o barbă așa de mare în clan, zic, wow! Cred că e cea mai mare barba ta de până acum în clan. Din 2008, doar de două ori a trebuit la cererea publicului. A doi regizori să mi-o dau jos. Dar, uite, și apropo de Gomera, știu că i-am povestit și lui Corneliu, trebuia, o dăm, dacă e necesar, fără nicio fel de problemă, doar că am o mică problemă, încep și a fost ok. Hai măcar să o tundem, uite cum o e Știi? Dar crezi că te-a ajutat sau te-a încurcat barba asta de-a lungul carierei? Eu cred că m-a ajutat. Deci n-ar fi avut de ce să curce, pentru că nu știu care sunt personajele care au nevoie de această, nu știu, să fie o conduită, doar undeva, vreun polițist, vreun la birou, da, joc eu așa ceva. Doctor. Vreun doctor, bravo. Bine, și doctor, de ce? Că sunt drăguț și cu vreun politician, habar n-am. Un doctor arab ai putea să joci, că sunt foarte mulți arabi care vin și practică medicina în România. Și încă din timpul comunismului veneau. Deci se gândească și regizorii ăștia că dacă e nevoie să... Deci numai atâta, numai mafioți interlopi, că azi... Da, eu am deci crezut că a fost cumva o dorință ta de schimbare de loc, dar cumva este voită. Pentru că te-am urmărit de la valuri de-a lungul timpului și am văzut cumva că n-ai mai apărut fără barbă. Erai în continuare poate așa vrea să aibă o schimbare de loc. Dar și doream asta. Țin minte că m-am dus la doctor, la un medic dermatolog și mă bucur foarte mult de decizia pe care am luat-o, că aveam o somitate în fața mea, era un doctor. Și mi-a zis să-mi fac epilare definitivă. Ai o problemă foarte... Barba ta e creață, gata, de mâine, nu știu, începem procedurile și zic, o secundă, stați puțin, că de la 14 ani mă dau cu bigul ca să am și o puțină barbă, să par mai mător. Ce acum? Cum să fac epilare definitivă? Și m-am gândit eu logic, în mintea mea atunci la 18 ani cât aveam, bă, dacă mi-au o mașină și doar mi-o tund și atunci nu mai trece prin acest proces de străpungere a pielii, nu mă vindec și așa a fost. Deci am vrut cumva. Ai vrut, da. Mi-am dorit, dar n-a fost un must, era pe to-do list, neapărat să am barbă.
Bine, cred că ești mai fioros așa, da, cu barbă, totuși. Nu m-am gândit că o să primesc doar majoritatea, știi? Am jucat și ceva, nu doar fioros, știi? Da. Puneam că te urmărește barba, te urmărește și Adrian Titieni, care te-a păcălit într-un scurtmetraj să-i sap șanțul. În șanță, uai, drăguț, drăguț tare. Mi-a plăcut foarte tare accentul pe care l-aveați acolo și cred că a fost foarte complicat. A fost complicat, dar am repetat foarte mult. S-a dus Ilișteanu, a înregistrat un tip din acea zonă, nu știu neapărat dacă era din, ei sunt din Zalău, cumva, nu știu dacă din Zalău sau de prin împrejurim, pe acolo unde se vorbește. Unde e se un accent mai ciudat, nu e foarte comun. Și stăteam și l-am ascultat tot timpul și repetam, mă întâlneam cu Ilișteanu, îmi spunea, vezi că aici ai scăpat, aici este ok. Dacă mă întreb pe mine, se putea mai bine, dar sunt foarte, de fel, sunt foarte critic, nu mă prea pot vedea, știi? Titieni, în schimb, foarte bine a fost pe accentul ăla, ziceai că e, m-a amuzat foarte tare că ziceai că e de-al locului. Chiar mă întrebam dacă nu cumva e de acolo, că prea... Foarte bine, dar nu se pune problema, domn profesor e, domn profesor. Ce mai avem? Funeralii fericite? Da, Horațiu Mălăele. Da. Un film mai dubios el așa, dar... Cred că reușit. E în stilul lui Horațiu Mălăele. Da. Un fel de piesă de teatru. Al domnului Lustig, scenaristul. Da, da, exact. Că și Nu-ți botez în mormântări, în a doua parte, cumva se duce în acea zonă. Aici erai Ahmed. Da. Iată. Mai am un Ahmed în Atletico Textila. Da. Mai am un Aian în alt scurtmetraj al lui Bogdan Ilieșiu. Acolo, da. Am deja Ahmed, Aian, e bine. E bine, domnule. Cât vrei. Da. Acolo era un vecin arab care venea la Horațiu Mălăele să-i ceară costumul pentru mormântare. Săracul, după ce aduc aminte, păi urma să, da, trebuia să moară și dă-ne, domnule, și nu, ceva, că n-am aia, măcar să te reprezentăm frumos, nu? Ajungem și la filme străine. Da, avem aici două... Cumva la poliopuși. Da, uite, frumos. Un film de acțiune cu Steven Seagal. Cu domnul și cu doamna. Și o dramă. Da. Doing Money. Da. Uite, despre Doing Money aș vrea să vorbim, pentru că a fost Anca Dumitra aici și s-a emoționat maxim când ne-a povestit despre film. Pentru cine n-a văzut, să vadă episodul, ca să nu pierdem acum vremea exact. Să repovestim. Dar știu că ai o scenă foarte sensibilă, care a fost foarte grea de... Pe la începutul filmului, așa. Da, de procesat, așa, pentru voi ca actori. Scena când o abuzezi, o întorci... Pentru că nu ne ascultă și na, ce puteam să joc eu, tipul care vine și pune la punct fetele. Ne-a ajutat foarte mult și Lindsay Miller... Regizoare. Da, pentru că, din câte mi-aduc aminte, avea lenjerie Anca și nu filma propriu-zis actul în sine. Cât de brutal era sugerat, era sugerat și se ducea cumva pe expresia feței Ancăi și nu făceam altceva decât să o ating puțin și să mimez cumva, dar nu a fost niciun alt soi de atingere acolo și nici nu cred că ar fi fost, la cât de profesionist este Anca, nu cred că ar fi fost o problemă în acest sens, dar am discutat foarte mult și cu Lindsay înainte, am chemat-o și pe Anca, cum putem rezolva această scenă ca să fim safe, că e destul de... Delicată treaba. E delicată, mai ales că era și în zona asta de brutalitate, de pedeapsă pe care urma să o aplic și... Dar a fost ok. Tot așa, okay, mulți actori români, în film, că am mai discutat de asta, și Dragoș Bucur, și Dragoș Bucur, Cosmina Stratan, Cosmina, Alexe Căreanu, și toți în afară de Anca erau făcători. Da, erau... Și Mădălina Craiu, săraca. Da, și Mădălina, ea la fel era exploatată. Da. Un film foarte, foarte greu inspirat de văzut. Inspirat din fapte reale. Da. Tragic, pare... da? Și care ți-a scos pe real, la propriu. La propriu, da. Uite că știți și pe asta. Păi... Putem să acolo, spunem despre ce este să, vorba. Păi da. De ce să nu spunem. Am stat o lună de zile în UK și în ultima zi de filmare am albit. Și când au venit fetele de la make-up, de fapt eu m-am dus la ele, și-au dat seama ce se întâmplă. Ești ok? Zic, da. Păi ai albit. Păi zic, cum am albit? Ai albit. Și m-au dat cu rimel la tâmple pentru că nu mai era racord. Atunci, deci nu ar fi să-i foarte rău dacă s-a rezolvat doar cu nimeni. Nu, dar s-a că nici acum nu ești un pic. Ți-a păreau niște peri albi, ți-au scos peri albi. Și atunci au raportat, m-au băgat într-o ședință, au fost producătorii de la Warner Bros. Ajungeți la Boss. Ajungeți la Boss, da.
M-au întrebat dacă sunt ok, dacă mi-e dor de familie. Mi era dor de familie. Fetița mea avea un an de zile și soție era destul de greu, dar nu a fost un dor din ăla care nu puteam să dorm sau... Nu, dar eram cu gândul acolo și cred că ăsta a fost motivul. Că eram destul de stresat. Culmea, am avut dramatic. Un program destul de lejer. Da. De exemplu, luni aveam o secvență sau două, după care toată ziua eram liber. Marți, free. Miercuri, o secvență, două, liber și mă săturasem de plimba prin Belfast. Adică ajuns să-l învățase. Știi? Adică ce să mai facă? Ceilalți filmau, nu sunt eu nici genul de om care hai repede să leg prietenii, hai să-l scot pe ăla. Ba din contră, când am fost chemat de către unul dintre producători, că era campionatul mondial atunci din 2018 din Rusia, și când m-a chemat să ne întâlnim la o cafea să vedem că auzise că cu fotbalul, ce să... nu m-am mai dus. Să stau pe cameră. Păi, da, fix pe camera asta, singur, liniștit, m-am uitat singur. A doua zi ce s-a întâmplat? Nu m-am simțit. Lăsați-mă, știi? Dacă tot vorbim de roluri sensibile, aș vrea să povestim un pic și despre un alt scurtmetraj, da. Sensibil? Da. Ia. Plimbare cu Valeria Seciu. Vai. Și cu Ion Grosu, care, mă rog, Ion Grosu intră un pic în cadru. E un scurtmetraj în care tu ești Sandu, vânzătorul, ai un aprozar și te trezești cu Valeria Seciu, care îți propune ceva. Da. Ceva sensibil, tare. Eu eram destul de lejer, nu dădeam seama de ce înseamnă acest scurtmetraj și ce înseamnă pentru doamna Seciu această expunere și acceptarea acestui rol. Pentru mine era, din nou, iar muncesc. Adică am fost unul dintre actorii care au avut șansă și am tot lucrat. Uh-huh. Am intrat în proiect, bine, am avut și pauze, asta e clar, dar acum privind îți dau seama că da, era o chestie foarte sensibilă acolo. Și dar doamna Seciu m-a ajutat foarte mult. Țin minte că a venit, am discutat foarte mult, nici nu știam cum să pun problema. I-am și spus la un moment dat, doamna Seciu, să știți că o să fac tot posibilul să nu avem contact. Dar am mers la Asis și se vedea. Acum a fost un moment destul de dubios. Stânjenitor, doamna Seciu. Și a reacționat foarte ok. Da, da, copilule, da, sigur că da. Suntem actori, suntem profesioniști, da, până la urmă, că e vorba de actorie. Asta m-a ajutat foarte mult să fiu mai degajat. Că e destul de dubios, adică e dubios și cu o colegă pe care o știi, cu care ai un trecut profesional și ai mai lucrat. Dar aminte, vine doamna Seciu și să faci asta. Scurtmetrajul pe Cinepop. Da. Regia Mihaela Popescu, mie tot așa, l-am văzut zile trecute, mi s-a părut foarte sensibil și de-aia am ținut să te întreb cum a fost, pentru că e așa... Repet, atunci nu o priveam așa. Era un... da, vin, fac treaba. Bine, nici nu e o scenă foarte explicită. Nu e explicită, dar na, e un pic cringy. Am trecut repede peste primul film de acolo. Știu că cu Steven Seagal ai avut așa o relație în ghilimele, o poveste pe care ai mai spus-o. Da, poate nu o să o spunem pe de-a-ntregul, dar ideea este că tu aveai un spectacol la teatru mic în același timp în care trebuiau să filmeze... La teatru foarte mic. În același timp în când trebuia să filmeze acest film cu Steven Seagal și el a insistat cumva ca tu să fii prezent în acel film. Nu se știe de ce, nu ți-a spus niciodată de ce. Mi-a zis că la casting am fost perfect și că am făcut o combinație mișto de așa și așa și că e fix ce trebuie. Asta a fost. I-a plăcut lui că ești din filmul lui. Da, că era fix ce trebuia. Ce scria tot acolo. Tot un rol de arab, de ceva jucai? Sau? Da, nu? Da. Nu? Nu știu. În următorul era arab, al doilea și în ăsta nu știu. O să ne uităm. Tot ceva de genul. Ceva. Și pe acolo, și pe aici. Da. Erau cam aceeași lume. Era afgan, gata. Afgan era. Deci tot în zona aia. Tot în zona aia, da. Da, da, și era split day. 12 ziua, 12 noaptea și nu... N-aveai cum să ajungi. Nu, se vânduseră bilete, adică... Până la urmă... Foarte mișto au reacționat cei de la teatru, foarte mic, începând cu cel mai mic, cel mai mare, bă, dar n-avem ce să facem, s-au vândut bilete. A venit un coleg, m-a înlocuit, domnul Colceag a acceptat, dar a fost interesantă discuția cu el, că eram... Pa, olo, crezi-mă, te sună Seagal, credeam că... Sus, gata, plec, deja mă vedeam, făceam bagajul. Așteptai Oscarul la lipit cu Superclub. Uai, deja eram... Nu știam cum să-i spun eu mamei că o să plec. Îți dai seama ce plâns urma, știi? Dar oricum, e interesantă toată treaba asta, inclusiv cu domnul Colceac, pentru că atunci când au auzit de Steven Seagal, cumva era privit ca un actor destul de mare la noi, chiar dacă filmele pe care le făcea în ultima vreme nu mai erau nivelul celor de atunci, în anii 90. Dar a fost drăguț că eu credeam că o să mă lase când a zis, aaa, că a întrebat un coleg, băi, care mă Seagal, ăsta de se bate în pușcă? Zic, da, zic, mulțumesc, că mi-era jenă să spun. Și domn profesor, zic, este hai că o rezolvăm. Și că, bă, spune că toți vrem să fim ca el, dar nu se poate, avem spectacol. Dar avea dreptate de un profesor.
tată, s-au vândut bilete, nu știm cine a cumpărat, nu putem să facem asta. Totuși, dacă eram la facultate, hai, dar eram la teatru foarte mic. Și a venit Liviu Chițu cu această propunere, să-mi învețe rolul, și domn profesor a fost de acord. Putea să zică, băi, nu, este regia mea, cum să te duc la tine? Da, cumva, da, da. Dar exact de-aia a vrut să facă bunul meu prieten Liviu Chițu, și nu spun asta, că apropo, deci ne înțelegem bine din facultate de dinainte de acest moment, mi-a zis, toată viața o să te gândești ce s-ar fi întâmplat dacă ai fi ajuns acolo, dar fiind faptul că te-a sunat personal. Acceptă chestia asta, zic, bă, da, e livada de vișine, bă, nu te mai gândi, fii egoist, că eu nu prea sunt egoist de fel, din păcate, nu, în momentul ar trebui probabil să fiu, fii egoist, gândește-te doar la tine, că poate te duci. Și m-am dus în cheaștă. Și acum ți pare bine sau rău că ai, bine, rău nu cred că ar ți-ar părea, că n-ar avea de ce să-ți pară rău. De ce să-mi pară rău? Nu, e încă un film, e bine, na, am jucat, suntem freelancer, e ok. Și oricum, cum zicea, asta nu e meseria, ce-ți face? Cum zicea Domnica Cârciumaru, cu cât mai multe chestii pe IMDB, cu atât mai bine. Cu atât mai bine. Nu știu dacă ar conta. Habar n-am. Probabil. Poate o să vină când cineva. Când vezi o listă cu 40 de filme, ai, probabil că 20 te poate, ceva de filme. Te poate influența ca producător sau ca regizor. Poate te poate, nu știu, mă gândesc. Ăsta a jucat mult. Hai să vedem ce poate. E muncitor, cred. Serios? Mă gândesc, nu știu, habar n-am. Și după aia a mai fost o întâlnire cu Segal și a adus aminte de tine? Da, dar și-a adus aminte pentru că trebuia să joace altcineva, pe atunci aveam și un agent român, cred că m-a sunat marți sau miercuri, sâmbătă era filmarea, acel cineva n-a mai putut să joace și am ajuns să joc. Deci, ca și când... Bine, auzisem că ar fi zis ceva de genul, domne, îi știm, cei cu care am lucrat, dar am vrea și alte fețe, nu stăm acum să facem serial cu aceiași oameni. În momentul în care să evite această oportunitate, pe cine luăm? Pe el, pe Costache, că se potrivește și ne-am înțeles bine cu el. E băiat bun, e la timp, nu întârzie, nu mănâncă mult, știi? Bun. La Gomera, jucai rolul Toma în 2019, iară cu Vlad Ivanov. Da, Corneliu Porumboi, regizor, da, să menționăm. Că, ce spuneam de faza cu... Îți dai seama că m-am bucurat, adică un asemenea... E vorba și de Corneliu, și de film, de distribuție, de expunerea pe care o poate avea, chiar dacă rolul a fost foarte mic. O scenă scurtă, da, bună. Sper, bună, cred. Da, da. Și un film deosebit pentru Corneliu Porumboiu, care cumva altceva, sigur. Altceva, încercat să iasă din zona lui de confort. Da. Și mi-a plăcut, a fost cumva internațional, a fost filmat și prin Spania, în ce am văzut, nu? Sau... Da, 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 în Spania, parcă. Și... Dacă nu cumva chiar de acolo, de unde, nu e o poveste reală, chestia asta. Eu așa știu. Parcă inspirată de fapte reale. Și cumva vreau să ducă fix la... Exact. Origini, la bază. M-a surprins filmul cu tot, adică nu mă așteptam, și povestea a fost de așa natură, dar și, nu știu, angrena forțelor, pentru că n-a mai fost acea ciorbă în ghilimele reîncălzită la propriu, pentru că el a avut secvența cu ciorba în Polițist Adjectiv. Cred că îl urmărește săracul cu faza asta. Cumva, nu cred că mai mănâncă ciorbă. Da, da. Poate o supă sau ceva. Dar cred că și discuție, sper să nu vadă acest podcast. Băi, iar eu, iar nu, ciorbă. Nu, pomenim tot timpul de și ciorbă. Melodia cu Nu mă părăsi iubire, că a fost de atâtea ori pusă, cred că nu mai vrea nimeni să o mai audă. Cel puțin Dragoș Bucur. Un reper important. Mă, cineva a făcut mulți bani cu piesa aia. Da, clar. Măcar atât, știi? Dar a zis să ne arate că poate și altceva și iată că s-a putut. Și ajungem probabil la cel mai important proiect pe care l-ai avut până atunci, serialul HBO Umbre, un rol care cred că ți-a rămas așa ca o etichetă pe spate, Sabin. Da. Ai jucat în vreo 18 episoade, cred că ai prins toate sezoanele, nu? Toate, da. Ai fost cu minte și le-ai prins pe toate. Veteran. Da, da. N-ai murit. Nu, n-am murit, deși în primul draft, Sabinache murea în primul sezon, omorât de către Relu, de Șerban Pavlu. Aha. Și cine a zis nu? Mirica. Înainte să mă cunoască. Și-a dat seama că... Înainte să mă cunoască, să ne cunoaștem. Oricum, eu am dat casting-ul cu Igor Kobilianski. Atunci la... El a fost regizorul principal și da. Mirica, da. Deși da. Era scenariul lui, a fost... Scenariul lui, da. Și mai după regizor Mirica. Minoritar. Da. Exact. Da, mișto. Da, uite, ca la scurtmetrajul cu doamna Seciu, nici atunci nu mi-am dat seama de importanță. În timpul filmărilor, hai să spunem în primul sau în primele două sezoane, nu mi-am dat seama de importanța acestui...
proiect. Știi? De fapt, nu, poate din al doilea am exagerat. Atunci când am luat rolul, pentru mine era ce. Nu... La primul sezon, zici. Da. Adică, ok, și dacă ești bioce. E din nou de muncă, bravo. Bine, mă gândesc că amploarea forțelor care lucrau acolo era foarte mare față de nu celelalte se, proiecte. Nu se compara, într-adevăr, da, nu se compara. De-aia zic că am exagerat al doilea, dar pe moment, atunci, în primul sezon, nu, pentru mine era din nou de muncă. E, da, te-a surprins... Ce succes a avut, pentru că sezonul 2 deja era, erați niște superstaruri în ghilimele, toată lumea știa. Sincer, nu mă așteptam să aibă asemenea succes și după cât de mișto a evoluat, că a cucerit țările din Baltice, s-a dus puțin în Est, a cucerit un pic și centru și după UK, SUA, e foarte greu să ajungi acolo din punctul meu de vedere și după asta a fost. Te recunoștea lumea pe stradă? Da, s-a schimbat viața ta? Din pentru că până atunci ai apărut într-adevăr vedere, în proiecte, dar nu de asemenea natură. Eram în paralel cu Atletico Textila și deja eram angajat la un teatru privat, TAG se numea, și mergeam cu metroul. Era la Tineretul Sediu și la metrou, da, foarte mulți oameni, deja știam care sunt cei cu umbre și care sunt cei de Atletico Textila. Fanii de umbre și pe fanii bune, de... la modul cel mai serios. Că e un public nișat la umbre, nu vrem să jignim pe nimeni, nu facem comparații deosebiri. Nu, dar e clar că sunt un public diferit. Dar știam că e vorba de textila care rula atunci sau umbre. Din punctul ăsta de vedere, da, mi s-a schimbat viața, dar am fost obișnuit, din fericire, probabil, cu proiectele în care am apărut să fiu. Chiar și cu ăsta, bine, Safra Mireasa a fost de cele la TV. Cele bine, tu stai cam în zona de TV. Da. Mai mult acolo, am lucrat foarte mult cu Media Pro și eram cumva obișnuit cu genul acesta de reacție, dar ca la umbre, nu. Da. Ce provocări au fost la umbre pentru tine? Că totuși te intrase brusc într-o industrie foarte mare. Alt gen de lucru, alt... Băi, nu mi-a și cu Mirica. Adică cred că provocarea cea mai mare a fost Bogdan Mirica. Da, nu realizam atunci ce... Și uite, da, m-ai prins bine în offside. Acum ar trebui să, știi, să încep să vorbesc. Să... Nu, domnule, ăsta e adevăr. Nu mai țin minte, ei, atunci, ce gândeam eu atunci. Ce... Uite că la asta nu mai poți să zici că nu ții minte. Sărim o bună perioadă de timp și ne oprim direct în Clanul, na. Până la Clanul aș vrea să stăruim puțin la Atletico Textila și în zona asta de fotbal. Cum a fost pentru tine, ca fost jucător, să intri în acest proiect ușor, în care o echipă de fotbal era... personajul drăguț, principal. Drăguț, dar na, nu eram obișnuit cu ce se întâmpla în textil. Cu antifotbalul de acolo. Nu semăna cu... Adică nu semăna deloc, vai de mine. Dar a fost o bucurie să revin pe teren mare. Că până atunci eram, na, jucam doar pe sintetic. Nu mai merge nimeni dintre noi amatorii să jucăm pe teren mare, deși n-ar fi... exclus. Dar, n-ar fi exclus, da. Nu. Amical. Era despre fotbal, dar despre ce nu înseamnă fotbalul, mai degrabă acel serial. Ce n-ar trebui să fie. Ce n-ar trebui să fie. Adică, dați seama, am avut un amical și cu Naționala Feminină a României. Bine, așa era scenariu. Ne-au bătut, dar nu era, dai seama, cu duble, cu tăieturi, cu la un moment dat eram... Dacă este așa, la fel cum la Sfirbinți reprezintă cumva destul de fidel viața de la țară, cam Atletico Textila reprezintă destul de fidel situația în care se află fotbalul românesc. Exact, speram să nu spui asta. Și eu care nu sunt fan fotbal, nu suntem microbiști, dar... Nu suntem steliși ca tine, dar... Da. Serialul oricum a fost foarte haios la vremea respectivă. A fost haios și apreciat, a făcut și rating, dar... Cred că v-ați distrat mult pe platouri. Îți dai seama. Era destul de... Erau Caterinca maxim acolo. Și personaje mișto. Și personajele drăguțe și... Iar actori mari și... Da. Da, echipă drăguță, mișto, cu care mai lucrasem. Știam bine, ei erau nucleul de bază, veniți de la Mondeni și ne-am strecurat și noi câțiva pe acolo. Ce vreau să te mai întreb? Pentru că ai spus că urmărești podcastul nostru și ai văzut episodul cu Vlad Brumaru și el, un fost fotbalist. Ai văzut la începutul emisiunii cum a făcut cumva o paralelă între fotbal și actorie. Vezi și tu lucrurile așa? Păi sigur că da, normal. Deși în facultate mi s-a zis, bă, ce, bă, cum să stai? Stai oameni care
aleargă după minge. Uh-huh. Oameni în toată firea. Oameni în toată firea. Și chiar dacă nu ar fi fost asemănări între fotbal și teatru, nu cred că poți să spui așa ceva. Dacă asta e pasiunea mea, lasă-mă să atâta timp cât este legală, da, când da, nu fac ceva rău, lasă-mă, nu mi-o da la temelie. Nu începe și tu ca părinții. Suntem niște dobitoși care urmărim. Da, și sunt de acord cu Vlad în ceea ce spune. Sigur că te disciplinează munca de echipă, adică... Deci ai văzut aceste asemănări? Sigur că da. Sunt lucruri pe care le poți lua de acolo și invers. Bine, cred că totuși Brumaru a ajuns mai sus. Mai sus. Da, sigur. Din câte am văzut, el a jucat până la 18 ani. 18 ani, de da. Fapt. Bă, eu ce să joc? La 12, 13, 15 ani. Dar ai fost la vreun club oficial? La Electroaparataj. La Electroaparataj. În Pantelimon, acolo, tot acolo. Da, da, da. Păi, da. Nu cred că a existat copil care să nu fi mers la Electroaparataj. Dintre cei care iubeau și iubesc acest sport. Mai, uh-huh. Adică eram... Noi acolo. Și ne antrenam în același timp cu FC Național, cumva. Și ne gândeam că poate... Vă remarcă și... Zvonuri că s-ar putea, după ce zrevi, poate merge mai la Național și te duci. Deja mă vedeam, în Cotroceni, jucând frumos. Ok, am adus discuția despre fotbal pentru că mi se pare că este un capitol care cumva e foarte important pentru tine. Este. Mai ales că ai spus și de tricou acela care ți-a rămas... De la Valori. De la Valori, da, ți-a rămas. Avem și noi o mică surpriză pentru tine, un mic cadou care sperăm să-ți placă. Dacă tot n-ai apucat să ajungi mare în fotbal... Mare... Să lăsăm să se bucure. Vai, ce drăguț. Ce mișto, dar de ce 35? Că pentru e că numărul... este ediția cu numărul 35. Ce mișto, uite, dacă știam, trebuia să-mi puneți un plus aici, că eu sunt cu 8, ați înțeles cum avea pancul la Rapid, 1 plus 9 poți să fie 10. Poți să faci, dăm un marker alb. Ce drăguț, e așa, da, e XL, sper? XL, da. Păi exact la asta ne-am gândit, că sigur te mai duci cu băieții la fotbal. Ce mișto, vă mulțumesc frumos. Și să ai un tricou cu numele tău. Deci este un tricou unicat. Personalizat. Adică despre ce Cinefan vorbim? Podcast, 35 este numărul ediției pe care o înregistrăm acum cu tine. Și Costache, cred că este numele tău. Da, probabil, nu? Fain, tare. Cinefan, ce drăguț, vă mulțumesc frumos. Cu mare drag. E, uite, ăsta va trebui pus la loc de cinste, precum și maneul din Valuri. Asta i-am zis, că o să ai, deja faci colecție. Da, păi oricum am, m-a ajutat soția mea, stai să-l pun înapoi așa cu grijă. Ea când, în timpul pandemiei, am muncit foarte mult și s-a ocupat de tot ce a însemnat Champions League și Campionatul European. Okay. Și am mai multe tricouri de la autografe, de la Shevchenko, Mbappé. O să o las și atunci, da, așa. Lăsăm și jos. Ca să nu ne obtureze... Nu, că îl punem aici. Așa. Mulțumesc, păi, așa. Mulțumesc. Cupa Mondială sau Oscarul? Oscarul, tăticule, mai pot eu să iau Cupa Mondială? Și chiar dacă ne gândim că poate aș putea... Poate ca antrenor ceva să... Nu, tăticule, Oscar. Oscar, gata, fotbalul s-a dus, l-am pus într-o cutie, ca okay. Să chemă subiectul cu fotbal, da. Nu? Gata, mai dă-l încolo de fotbal. Că suntem la Cinefan, vorbim de filme, da. Nu vorbim de fotbal. De celelalte proiecte ai zis că nu prea îți mai aduce aminte, e de înțeles pentru că au fost și multe, nu pentru că ai fi în vârstă, pentru că n-ai nici 34 de ani. Ba da, domnule, mi-aduc aminte, dar nu mai știu ce s-a întâmplat pe platou acolo. Da, nu, mă rog, pot nici da multe nu mai contează, le-ai făcut, sunt bine făcute. Filmele sunt dovada că au existat. Da, da, nu mai poți să schimbi nimic. În schimb, avem un proiect care tocmai ce a terminat filmările la al doilea sezon, Clanul, la Pro TV, din nou, te cheamă ca în realitate, da. Sergiu, dar este nu ești deloc ca în realitate. Da, personajul nu este, slavă cerului, este o coincidență, eu am fost la casting, deci putea fi oricine altcineva în locul meu. Eu cred că și pe Silviu Mircescu îl cheamă tot Silviu. Tot Silviu, da. Acum nu știu dacă el a fost la casting. Bunul tău prieten, că jucați de mult împreună. Dragul de el, salut pe această cale. E un profesionist desăvârșit. La mișto. Lumesc, și pe el știu că eu aveți lumele noi, astea da, noastre da. De Pantelimon și Pucioasa. Bă, e un proiect tot foarte mișto și ce se întâmplă cu Clanul, expunerea pe care o are și nu mi s-a întâmplat cu niciun alt proiect, indiferent că a fost textila, că vorbim de umbre sau Mangalița sau nu știu care a fost la publicul larg, ca la Clanul nu există. Adică am mai spus asta deja, soția mea este un pic, nu e obișnuită, eu... Sper să nu fiu acuzat de lipsă de modestie, dar am avut șansa să joc în aceste proiecte și e ok, știu cine vin în poză cu tare. Dar ea nu.
Atunci, într-o dată, i-a zis, bă, dar oamenii ăștia se uită și în coș, ce ne cumpărăm? Adică ar trebui să cumpărăm creveți de acum înainte sau ce, dacă sunt, că șoc, merge la cumpărători. Șoc, nu să-ți vină să crezi ce a cumpărat Sergiu Costache de la Carrefour. Numai... Da, dar nu, dar... Deci cumva cum... expunerea pe care n-ai simțit-o sau n-a simțit-o nici ea până acum. Nu, 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 deși suntem de foarte mult timp împreună și, na, știe că, na, face parte toată treaba asta din meseria mea, ca acum, nu. Adică foarte multe persoane. E copleșitor care... uneori. Da, 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 da. Mai ales dacă nu ești... Mai ales, iar, nu, 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 nu. Adică era până la un punct, cu umbre, cu tot ce am mai jucat, dar ca la clanul, nu. Și bă, da, ce facem? Zic, hai că mă duc eu singur la cumpărături, stai liniștită. Că nu... Păi mai bine o trimis pe ea, că pe ea nu știe lumea. Tu tot las, las că mă duc eu mai bine, stai cu copilul. Ai avut așa vreo întâlnire dubioasă cu ți-aci aminte? Nu, tată, nu, ba din contră mi-au zis, majoritatea îmi spun, dar tu ești diferit față de personaj. Și le zic, păi da, e un personaj. Eu sunt pisică, că am tot zis asta, îmi place mie asta cu, am două pisici acasă. Și... Eu doar una. Nu, nu, n-am avut... că se întâmplă să vină persoane care sunt foarte directe, hai să facem o poză. Invazive. N-am niciun fel de problemă, dar majoritatea sunt, te deranjăm, iartă-mă, nu mă deranjezi. E și frică un pic. Acum nu știu ce s-ar trebui să întrebăm, nu știu. Da, da, deci mai sunt și persoane astea așa directe care... Da. Și cum văd. Cu umbre, la umbre, când rula umbre, a venit la un moment dat un tip foarte mare, foarte... Și a venit direct către mine, zic, aolo, ce-am mă bate? Ce-am pe bune, eram ceva genul, zic, frățiorul meu, ești fix, da, nostru, bravo ție, frate, vină cu coace, că să facem o poză, era, ok, fac numai ce vrei, numai, stai puțin, că, da, nu, mă, era pe chill și pe admirație, știi, adică ești fix de al nostru, ești fix ce trebuie, bravo ție, frate, mulțumesc, de al nostru, nici nu vrei să știi ce înseamnă de al nostru în ideea filmului, serialului. În ideea filmului, dar altfel nu, nu, da. Nu mi s-a întâmplat. Te vreau să te întreb, care e povestea lui Sergiu din film, nu din realitate, că pe aia tot povestești? Bă, Sergiu a avut o copilărie foarte, foarte grea, urâtă. A fost, el chiar spune la un moment dat, o să apară acum în sezonul 2, el a fost născut într-un canal unde mama lui a murit în urma unei mușcături a unui șobolan. Atunci a rămas singur, de acolo preluat de către tătuțul și oamenii lui. Și el n-a trecut prin filiera ciomag? Nu știm. Nu știm încă. O lăsăm așa cu final deschis. N-ai dumne, poate a trecut și prin filiera ciomag, dacă știi, era, au ei contractul și livrează, copii, dă factura, da, știi? Da, da. Și probabil de aici vine și acest atașament. Mă gândesc că din punct de vedere psihologic poți avea o asemenea, nu știu, afinitate, dragoste bolnavă pentru un om care te-a salvat din... Ca un câine care se îndrăgostește. Fix de... ca un câine. Pentru că cam ăsta e rolul tău. Fix ca un câine, exact. Fix ca un câine. E dar foarte, e foarte complex rolul tău, deși pare na, un nebun, psihopat, omoară, face tot ce îi spune ăla, dar mi se pare că resorturile care sunt în spate în tine ca actor, cred că sunt foarte greu de... Îți mulțumesc, dar știi ce m-a ajutat foarte mult? Discuția cu Angel. Adică a fost foarte bine pregătit și eu sunt genul de actor. Mi se pune întrebarea asta, cum te pregătești? De fiecare dată... Uite, chiar vreau să te întreb, cum ai pregătit rolul ăsta? Ei, ia uite! Că știam că o să-mi gând la gând. De fiecare dată mă gândesc, bă, trebuie să am un răspuns din ăsta mișto, să rămână în analele cinematografiei. În canalele, facem, că de acolo... În canalele și analele, să facem precum Sergiu Costache. Ori o rețetă nu există, altfel am fi fost cu toți actori. Aia să zic, n-are nimeni cum. Pentru mine, cea mai bună pregătire este discuția pe care o am cu regizorul sau scenaristul. Cum a văzut el, ce a văzut el și mai ales ce vrea, cum vede, cum se vrea toată treaba asta. Și apoi intervin eu care încerc să asimilez chestiile astea și... Nu este, adică, o chestie din prima. Dacă este din prima, ar trebui să ne punem niște întrebări. Sau hai să vorbesc despre mine, nu la modul general. Pentru că este și pe făcute. Noi am repetat foarte mult cu Angel. Ne-am întâlnit, am repetat și atunci încep să cunoști mai bine. Ok, atunci încep să asimilezi mai bine ceea ce ai primit, ce informații ai primit de la Angel. Angel care, repet, a fost foarte bine pregătit. Adică am discutat foarte mult pe tot ce înseamnă Sergiu, pe modul lui de gândire, de reacție, de raportare la celelalte personaje. Și după intervenim noi, eu ca actor să... Te întrebam nu în sensul ăla pueril în care ți se pune întrebarea asta sau de genul zi-mi o fază amuzantă de la filmări sau cum ai intrat în pielea personajului. Te întrebam pentru că știu că voi vă documentați cumva, adică ai niște repere. Da, și în cazul ăsta e cam greu, de asta te întrebam.
Pentru că una e să joci, nu știu, un personaj gen nu știu, un polițist la care e ușor să te documentezi, dar alta e la tine care e un psihopat. Adică de unde ți-ai găsit reperele în cazul ăsta? După ce te-ai luat sau ai... Din scenariu, probabil. Și din scenariu și da, din discuția scenariu... cu Angel, evident că am căutat din nou ce înseamnă psihopat. Adică ce poate face el. Am întrebat, am avut 100 de români. Prilej, da, 100 de români care au omorât, ce au simțit când au omorât. Eram curios să văd ce simte un om când, slavă cerului, nu am omorât pe nimeni, doar că am întrebat pe cine nu trebuia. Eu i-am zis, adică a fost o chestie de ce s-a întâmplat, nu ți-ai dat seama și ai omorât de frică și răspunsul a fost, alo, cum să omor de frică? Pă bune, zic asta, nu am vrut să zic asta, eram doar curios ce simți, ce... A, deci pe bune ai întrebat. Da. Deci da, ai da, fost da. La oameni care... S-a întâmplat, a fost o mică conjunctură. Aha, ok. Înțelegi? Și băi, asta e așa să văd și eu dacă tot am prin gură, e rolul, e mare, hai să vedem, poate mă ajută sau nu mă ajută, dar aici intervine capacitatea a mea de actor, tu poți primi foarte multe informații, dacă îți pot intra pe ureche și ești pe alta, dacă nu ai resursele necesare și nu zic că le-am eu, nu vreau să par lipsit de modestie, dacă nu se potrivește, mulțumesc, dacă nu se potrivește pe ce poți tu oferi, pe ce poți tu livra, te documentezi degeaba. Adică nu e nimic veridic acolo. Și probabil că vor fi momente când anumite roluri nu se vor potrivi. Vor da la temelie și cât m-aș documenta eu, nu o să fie ce... Ar trebui să fie, dar aici intervine regizorul. Aici ar trebui să intervine regizorul. Adică dacă înainte mai vedeam un spectacol sau un film și ziceam, uite ce a patinat actorul, acum cred că m-am maturizat și gândesc altfel. Aici a patinat regizorul. Adică nu trebuie să-l lași așa. Sigur că pot fi și subiectiv, genul meu, gustul meu și așa mai departe, dar nu mai spun despre un actor treaba asta și nu e că sunt și eu actor. Regizorul ar trebui să știe, să te aducă într-un punct în care tu să fii confortabil și să fie ok, indiferent de ce ai de jucat. Ori dacă... Na, ce, pentru că e foarte dubios, eu nu-mi pot vedea opera, doar după, mă mai duc la asist din când în când să văd ce și cum. Și am învățat o chestie. Cred că pentru fiecare regizor în parte foarte obositor să-l întreb tot timpul, e bine. Și poate asta făceam la început, că eram nesigur, nu știam ce și cum. Acum, dacă vine la tine să regleze ceva, ok, dacă te lasă în pace, înseamnă că este bine. Că e bine. Că n-are nimic de reproșat. Da. E bine din punctul lui de vedere. Poate eu o să văd și o să zic, Doamne, ce-am făcut aici? Dacă așa a vrut el, așa a văzut el, iar atunci, pe moment, eu, unul, nu-mi dau seama. Ok, sunt cumva fără vedere și mă bazez, mă ghidez pe ceea ce face regizorul. Asta nu înseamnă că sunt genul de actor care trebuie pus cu mâna. Doamne ferește! Nu, în niciun caz. Nu despre asta vorbesc. Dar mă bazez foarte mult pe relația pe care o am cu, cu regizorul și ce vrea el și cum mă ghidează către ceea ce vrea. Apropo de relația cu regizorul, că tot ai zis de Angel Damian, citeam un documentar despre tine că urăști horele și sârbele, dar ai o secvență foarte mișto în Clanul, aia când dansezi desculți în fața templului pe care ți l-ai construit cu obiectele personale ale Verei, da, pe o muzică grecească. Și voiam să te întreb, în situațiile astea, în general, sau mă rog, în cazul de față, cât contează Sergiu Costache, cât contează Angel Damian? Adică cum se face o asemenea scenă? Pentru că te gândești, uite că zic, scrie în scenariu, trebuie să danseze. Dar de aici până la ce vezi, e cale lungă. Aici intervine și discuția pe care am avut-o cu Angel, deși la acel episod nu a regizat Angel, a fost Peter Kerek. Și toate bazele pe care le-am pus Angel. Da. Dar asta zic, contează și ce a făcut Angel, pentru că am pus niște baze și urma să ne raportăm, sau eu, Sergiu, în funcție de ce se întâmplă acolo. Adică nu urma un dans, suntem la salsa și ți-aduce aminte fix, fiind recent, că eu mai uit așa. Am observat. Nici nu mai știu. Tot ce-ai construit cu Angel până în acel moment. Iar faza cu acel dans pe care nu l-am văzut și îți mulțumesc frumos, că am tot auzit că a fost apreciat e și drăguț. E psihedelic, așa. A contat din nou ce am vorbit cu Peter. Peter mi-a spus, fii atent, am nevoie de asta, aș vrea așa, să fie așa, să nu știu ce. Ok, îți propun ceva. În baza ceea ce ai spus și după vedem ce și cum. Dacă funcționează. Dacă funcționează, dacă nu, nu funcționează, pentru că eu vreau să știu unde, în ce zonă vrei să duci. Ce vrei cu acest dans? Cum îl vezi tu? Eu spunem, asimilez, le iau,
Le mănânc, le bag în creier și îți livrez chestia aceasta. Pentru că este un dans, deși în film am auzit că a fost pusă altă melodie. Eu am dansat la filmare pe... Dar nici nu contează asta. Da. Nici nu trebuia să fie pe ritm. Cum vorbesc, cum spun în termeni muzicali, trebuia să fie pe șapte, dar nici măcar n-are legătură cu asta. Chiar dacă nu ești profesionist, poți avea ritmul în sânge și poți dansa un pic. Pentru că așa a fost construit. La început dansezi puțin, ușor, pe rând, după te duci în ce vrei. Nu, mă refeream la Sergiu din clanul de data asta, că nu-i dansator profesionist, poți dansezi cum îl tai capul. Da. Și dacă la început putea fi să încerci o ceva, după nu mai ținea cont de nimic. Și a contat... Alt element important avea legătură cu faptul că Tătuțu e prima oară când îl vedem pe Sergiu în această ipostază. Până atunci sensibilă. Până atunci nu era așa, să-l contrazică. El dansa acolo de bucurie că m-ați dat, sunt cel mai credincios sau poate unul dintre cei mai credincioși, m-a spus la spate și Tătuțu, uite ce ai pățit. Și ăsta a fost momentul. Un alt element important. De fapt a fost o supapă prin care Sergiu a mai... elibera niște tensiune pe care a tot adunat-o, frustrări, supărări și exact, toate. Exact, dar fiind faptul că... Na, dar cât a fost creativitatea ta acolo? Adică mă gândesc că regizorul poate să spună, să dansezi într-un anumit fel, dar dansul în sine vine din tine, e... 100%. Improvizație. Peter nu mi-a zis ce, uite aici, ridică capul, ridică mâna, i-am zis, ok, zim cum, repet, cum îl vezi, lasă-mă să-ți fac ceva, lasă-mă, după să fie un freestyle și după, dacă nu îți place, o să... A fost ok. Te întreb pentru că de multe ori mă uit la filme și îmi pun problema asta în secvențe care, pe care nu prea ai cum să le regizezi. Adică, uite, și în Joker, dansurile alea și toate mișcările actorului și nu știu ce, nu poți să-i spui, tu care zici, nu poți să-i spui la punct cu punct ce să facă. Și dar atunci intervine improvizația. Exact, exact. Bine, dar mi-a și spus la un moment dat să iau, era o chestie de metal acolo, să o folosesc mai mult. Și sigur că a contribuit și Peter, nu despre asta vorbim, că au mai fost unele, cred că la sacul de box, poate aia cu sutienul nu a fost a mea, dar a fost ok, mă știu, iar am memoria scurtă, dar... Încep să uiți de la clanul, au venit altfel. Păi au fost acum câteva luni, ce da, să fac? Da, și mai e o scenă care a fost foarte grea, aia în care urma să te sinucizi. Oh, da, vai de mine, da, și aia a fost... Mi s-a părut așa, mi s-a ridicat... a fost prima zi de filmare, foarte... A, din prima, așa, hardcore. Da, sau maxim a doua. Știu că prima zi a fost când îl așteptam pe Denis Hanganu pe scări și cred că în continuarea acelei zile am filmat și acea secvență. Dar asta spun că am avut niște baze solide puse de dinainte... începerea filmărilor, discuția cu Angel, dar tot a fost greu, că a intrat dintr-o dată într-o scenă de o intensitate destul de mare și nu e foarte la îndemână să joci un asemenea devotament care ajunge la sinucidere, știi? Riști să fii penibil dacă nu sigur faci. Că da. Sigur că da. Trebuie să rămânem puțin la clanul pentru că... Că doar despre ăsta știi, că în rest nu mai știi. Rămânem în zona clanului pentru că sunt foarte multe povești interesante din făcând un serial, atâtea luni de zile și interacționând cu atâția colegi pe platouri, e clar că ies tot fel de povești. Cu cine te înțelegi cel mai bine din actorii de pe set? Bă, acum știu că poate suna clișeic și doar de dragul de a zice, dar nu mă înțeleg bine cu toți, de fel. Și mai ales că sunt actor cu care am mai lucrat. Cu Denis am avut un spectacol, Ladies Night, făceam și striptease, el fiind și un dansator foarte bun, mai luam de la el, Denis, ajută-ne, cum facem? Cu Mircescu, cu Pavlu, am tot filmat, adică cu Mădălina, cu Maria, cu Cătălina. Din fericire, poate mi s-a întâmplat să am la un moment dat în toată cariera mea anumite divergențe cu anumiți actori, dar la clanul nu s-a pus problema de așa ceva. Și cred că cu toți mă înțeleg bine, adică mi-e greu să fac o... A, că sunt cu Mircescu, ne știm de atâtea vreme și poate ne permitem anumite lucruri, asta e partea a doua. Nu să-mi pot să-mi permit cu... Nu știu, nu, așa, ce fac cu Mircescu, ce glume avem și așa mai departe. Dar, per total, sunt ok cu toți. Adică nu... Deci el e fratele tău în ghilimele, așa, Silvi cât el Mircescu. Te înțelegi cel mai bine. Da, să spunem da. Da. Ok. Că avem și eu... Un background comun. Background, o istorie. George Mihăiță. Da, e foarte mișto, George Mihăiță. Îți dai seama, și învață textul cu două săptămâni înainte. Adică e de... Țin în minte treaba asta și de urmat. Cumva nu mi s-a întâmplat niciodată să am probleme din cauza textului,
mi se pare incredibil să ajungi să vii la casting sau la filmare fără text, dar e un exemplu de urmat, domnul Hates, e foarte mișto. De apropo de ce mai zic unii și alții cu actorii care nu mai sunt cum erau și așa, eu mi-aduc aminte, George Mihăiță e exemplu cel mai bun că actorii nu mai sunt cum erau, mi-aduc aminte de George Mihăiță în BD-uri. În BD-uri, da. Și da, cum e acum în Clanul, adică despre ce vorbim. Numai că e în sensul foarte bun. Interesant de vorbit. Mi se pare că a ajuns la un fel de maturitate a rolurilor lui cu rolul din Clanul, chiar dacă nu e un și film de artă sau așa, da. Că fix de BD-uri mi-a zis cineva, băi, acum e domnul Mihăiță, cum e George, vai de mine. Bine, acolo era tânăr ca tine în valori, adică... Sigur, da, dar... Na. Bine, așa ne putem gândi și la Reconstituirea, care a fost, cred că printre primele filme, dacă nu chiar primul, și tot așa, era tinerel, era total altceva. Subțirel și acum, dacă îl compari cu ce se întâmplă în Clanul, deja este cumva un arc peste timp, adică... Sigur, îl ajută și rolul. Și cinematografia s-a schimbat, cumva. Adică e clar și poveștile. E, sigur. Și oamenii și proiectele, asta, când aud și eu că nu mai sunt actorii, stați-mă, oameni buni, că înainte erau, terminau 8, 10 și erau producții mult mai multe. Acum suntem sute și câte filme avem? 40 de filme pe an? Cred că da, nu? Nu, cam așa sunt, să știi. Avem noi? Cu scurtmetraje sau cu ce? Nu, lungmetraje, vorbim de lungmetraje. Premierele de anul ăsta, da, sunt cam 40. Da, cam așa. 40. Stai puțin, că e bine. Bine, aici intră și filme de genul, nu știu, Maria Tănase sau la care nu se duce nimeni, adică asta e partea a doua. Mă, dar în care oricum n-ai avea ce să joci, adică microfonul, ce doamne? O pisică. Bravo, domnule. O fi avut și doamna Tănase o pisică și trece motanul pe acolo, pe lângă pianul ăla. Oricum, la cât am vorbit de filmul ăsta cu Maria Tănase, cred că e un lucru rău. Ea mai crescut cu 5 spectatori. Doamne ajută. Cu 5 spectatori. Da. Păi ca să nu fie intrării... Asta e o creștere de 100%, adică de ce? Serios? Deci, băi, ce oameni. Ne-am uitat pe cifre. Tot, dar chiar nu s-a dus nimeni. Ne uităm pe cifre. Au fost 100 de spectatori sau ceva de genul. O sală. Poftim? O sală. Da. Cred că nici aia n-a fost toată odată. În fine, când te uiți la Clanul, cu cine ții? Băi mei. Ca spectator acum. Acum ca spectator. Ei, da, nu, cu partea asta mai întunecată, nu știu de ce. Am o mică afinitate. Empatizezi așa, da, fiind foarte empatic. Da. Ca om. Partea întunecată. Din păcate, a forței. O știi și pe asta, nu știu, ne-am mai zis-o, dar sunt... Bine, pot empatiza și cu binele, dar mai sunt cu... Deci îți place mai mult echipa lui Tătuțu decât da, echipa Racheta. Da. E, echipa aici, cu Mircescu, ar fi curat. Normal, cum ai putea? Cum ar fi să... No. Dar vezi, Tony și Alex, la fel. Da? Exact ca te-a urmărit. Pantelimon, Biugi Mafia, da, de primele lor piese. Alex de unde? Tony și Alex, Denis Anganu și cu Marian Olteanu. Iată, ești în povestea lor. Da. Exact ca în ăla. Și acum ascult melodia, e foarte drăguț. Deși e super rudimentară și așa, dar ca feeling și ca ce îți spune acolo, e foarte șmecher. Da. Înainte să ajungem la boss, ce mai gătești? Ceva în sânge, ca să zic. Păi să știi că vita, dacă o fac în sânge și e bocanc. Încă n-am descoperit secretul vitei, dar poate... Dar am vrut să mă duc la un curs de bucătărie. Știu. Și? Păi mi-a zis că durează 5 luni și după o să-mi dea o diplomă și să mă angajeze oriunde. Zic, doamnă, nu vreau să rămân actor. Și că domnul Costache nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Când ajungi șeful la catering. N-ai de unde să știi. Și de-a seama să vină să-l servesc pe Mircescu și Pavlu. Voi vă dați seama ce catering o să fie? Voi vă dați seama ce o să fie acolo? Vai de mine. Poți să le scui prin ciorbă. Vai de mine. Păi după îți dai seama că asta urmează. La ce bășcălie o să facă? Like a boss, ca să zic așa. Like a boss. Ajungem și la motivul pentru care ne-am adunat astăzi. L-aștept de ani buni. Adică eu știam de el din, cred că din timpul filmărilor la Umbre 2. Care Bogdan Geneza, atunci l-avea în cap Mirica. Cumva, da, și mi-a zis, s-ar putea, nu știm, poate, și așa mai departe. După între timp nu s-a mai putut. S-a aruncat un os așa. Da, după osul a fost luat, că nu știa să mai lucreze cu același fețenu și așa mai departe. După iar mi-a zis și nu știam, eram așa, era un necunoscut, anii treceau și deși am o relație foarte bună, pot spune, de prietenie cu Bogdan, nu i-am zis niciodată, nu sunt genul de actor care să, bă, ce faci?
Deși poate la Bogdan se preta cumva, bă, dar stai că ne știm, adică sunt și lucruri personale, nu i-am, adică bă, mă cunoști, mă știi, am lucrat, dacă ai nevoie, bine, dacă nu, nu. Și în momentul în care am primit telefonul, este. Hai. Să spunem așa, în mare povestea, e vorba de un șofer de ambulanță, da. Nu, care participă la un jaf alături de alți trei bărbați pe care abia îi cunoaște. L-am întrebat pe Mirica ce te-ar face să particip la un jaf cu trei oameni pe care nu-i știi, cât de disperat să fii. Da. Și tu ce, care e rolul tău în toată povestea asta? Păi sunt, apropriu. Sunt unul dintre ei. Unul dintre ei trei necunoscuți. Unul dintre ei trei necunoscuți. Cred că aș putea răspunde eu, gândindu-mă acum la asta, poate că necunoscându-ți partenerii, te gândești că fiecare pleacă pe drumul lui, nu ai date despre mine, cred, acum mi-a venit ideea asta, adică tu nu știi, ți-am zis eu că stau în Chiașna, dacă vreodată te ia cineva pe tine, o să știi, bă, era unul, un pic ten măzliniu, tun scurt, avea un inel, semăna cu Sergiu Costache, semăna cu ăla, știi, cred că asta... Ăsta poate fi răspunsul. De ce, treabă, ai face, da, de ce ai face asta? Dar lăsând la o parte filmul. Dacă aș face și eu, ok, poate anumite... Iubit, nu se asta poate. Asta așteptam. Bă, dar l-am lovit de vreo trei ori până acum. Păi da, și nu ți-ai cerut scuze, n-ai vorbit iubitul, cu el. Iubitul, gata, iubitul, dragoste. Probabil că nu o să vină din neant, te duci la... Sau poate așa se întâmplă. E un taximetrist, asta mi-a venit, hai, vrei să faci cu mine. Dar ăsta poate fi un motiv. Nu ai foarte multe date și în caz de ceva se oprește acolo. Dar ești foarte riscant, pe de altă parte. Păi e și foarte riscant, dar... Dar Bogdan Miric. Câte, da, bă, și câte prăduieli din astea nu s-au întâmplat, prieteni între ei, a prins poliția și au început să... La mine în Pajura nu poate, la tine în Pantelimon acolo, în Chiajna. Băi, da. Ce să facem? Ne dăm în gât unii pe alții, am furat undeva, niște mere. De undeva s-a inspirat Mirica, îți dai seama că e o poveste interesantă. Am mai văzut că rând pe rând, așa, în campania de promovare, tot mai apar nume noi de actori care nu erau la început pomeniți. La început erau doar tu, Bănescu... Ioana Bugarin. Ioana Bugarin și acum a mai apărut... Teodor Corban, ultimul rol al lui Teodor Corban. Din păcate. Da. Cum a fost? Că voi ați mai jucat. Băi, foarte, foarte dubios. Adică e o veste pe care sper că nu o vei auzi vreodată și că este un fake news, știi? Și îți dai seama că am fost foarte afectat, că am lucrat și la Mangalița... unde am stat două sezoane acolo și am, na, ajungi să te cunoști mai bine și e trist tare, știi, adică rămâi cumva fără cuvinte și nici nu știi ce să spui. Ai jucat de-a lungul anilor alături de actori de la cei mai tineri până la cei mai experimentați, ca să nu zic bătrâni. Cu ce ai rămas? Ai vreo amintire despre vreunul dintre ei, ceva care te-a marcat cel mai mult în toată cariera ta de până acum? Nu știu, mi-aduc aminte de Rebenjuc, când am jucat în Domnul Rebenjuc în Deschide ochii, un serial de la ProTV, când m-a întrebat și a fost drăguț că nu știa cum să o zică ca să nu mă jignească și se tot făstăcea și până la urmă mi-a zis, tu îmi place foarte mult, tu ești actor? Și zic, păi, cred că da. Era o perioadă în care, nu știu, credeam, bă, dar sunt actor, ce mă face să fiu actor? Eram în facultate, că am terminat facultatea și e o întrebare bună, ce te face să fii actor? Ce te face să fii actor? Păi nu știu, răspundeți-mi voi, ce te face să fii actor? Că apari într-un răspunsul proiect? Răspunsul care l-avem noi și care e cel mai simplu, e uite că scrie acolo pe afiș, Sergiu Costache. Pe afișul unui film. Înțeles. Și dacă nu apare, uite că la Doing Money nu ești... Păi nu, ca idee. Ca idee. Apare pe... Nu apare pe poster, dar apare în generic. Apare în generic. Deci e numele tău acolo? Ca așa poster. Nu e important. Cât de actriță e Teoros, nu? Că vorba e foarte mișto actriță. Adică e Dar nu e actriță, nu? Zice lumea. Păi de ce? Că n-are o școală? Nici nu contează. Deci ce te face să fii actor? Păi ți-ai răspuns la întrebare. Că este o altă discuție, că mai fost întrebate. Deranjează că sunt... Tată m-ar fi deranjat dacă este cineva băgat într-un film și n-are nicio treabă. Și atunci, în loc să luăm pe Mircescu, că zic de Mircescu, să vină... Întâmplător. Vine McGregor, că sunt amândoi musculoși și el n-are nicio treabă. Păi atunci, da, e deranjant. Dar dacă își face treaba bine, chiar dacă suntem noi 5.000 de actori, hai mă, tată. Am început să... Deci vezi cum ți-ai răspuns singur, vorba lui Emanuel. E clar. Da. Ce ziceam? Da. Și când a venit domnul Rebenjuc și mi-a zis că îi place foarte mult de mine și că
Poate dacă ne-am fi întâlnit mai devreme, ar fi fost mai drăguț și... Nu erai născut. Cred că nu eram născut când... Na, că poate se întâmplau alte lucruri și pe partea de teatru, deși și acolo lucrez foarte mult în independent. Știi, ăla cred că a fost moment și poate și cu Ivanov, când a zis să tu ești actor din valori. A rămas, nu? Foarte mișto ai fost. Adică sunt chestii care te fac să te simți ok, că primești validarea din partea oamenilor cu experiență și actorilor pe care tu îi vedeai doar în filme și... Oricum, întâlnirile astea pentru voi au contat foarte mult, pentru că a fost un serial interesant, un proiect interesant. Care a adunat nume mari. A adunat nume mari și iată, ai povești foarte frumoase și amintiri. Da. Altfel nu te întâlneai cu domnul Rebenciuc. Nu mă întâlneam, dar nu știu. M-am mai întâlnit la un scurt metraj pe care nu l-am văzut, unde sunt un director de casting și vine și domnul Rebenciuc într-un costum. De iepure. De iepure. Da, nu l-am văzut. Absolut. Da. Genial. Drăguț? Nu l-am văzut. Da, nu e foarte mișto. M-am întâlnit acolo. Da, e foarte mișto. Și trist în același timp, pentru că condiția actorului din România, cumva, care este pus să facă toate nebuniile. Contează mai mult validarea asta de care vorbeai tu de la oamenii consacrați sau premiile pentru tine? Mai, cred că mai degrabă a colegilor. Se spune că dacă ajung, e foarte greu ca un coleg să-ți recunoască meritele. Pe asta am auzit de când eram în facultate. Ori dacă se ajunge acolo, înseamnă că într-adevăr munca ta este ok și apreciată. Așa la premii, poate votează, poate nu votează. Bine, vorbim de premiile noastre, nu? Da, nu premiile pe care e posibil să le iei sau nu. Da, cred că mai important este ce se întâmplă cu... Dacă vorbim despre asta, oameni buni, că până la urmă, ok, ești plăcut, nu ești plăcut, că sunt, că nu sunt, eu încerc să-mi fac treaba cât pot de bine. Evident că vor fi oameni care vor aprecia și alții care nu vor aprecia. Foarte simplu, adică sunt actori mari care sunt criticați sau nu-s plăcuți. Ar fi culmea să nu fim noi. Știi, asta zic, adică e... Trebuie să spunem că Boss ajunge din 21 aprilie în cinematografe, în avantpremieră, din 28 în premieră, deci practic din acest weekend voi puteți să vedeți în avantpremieră filmul Boss. Ce le recomanzi celor care nu s-au hotărât încă dacă se ducă sau nu la acest film? Să-l vadă, clar, că e Bogdan Mirică. Și când zici Bogdan Mirică, ar fi păcat să nu vezi. Ok, pot să înțeleg că este un film de festival, dar având în vedere background-ul lui Bogdan Mirică și distribuția acestui film și povestea lui, ar fi păcat să nu fie un film care să... Crezi că fanii Umbre se vor regăsi în filmul ăsta? Cu siguranță. Cu siguranță. Dar nu doar fanii Umbre. Sunt patru oameni care fac un jaf, adică nu se știu foarte bine și intervine paranoia. Cine pe cine a dat în gât? Adică mai ales paranoia lui Bănescu. Mai ales lui Bănescu, care poate mult. Da. Și de aici, adică cred că mai mult de atât, pare un subiect foarte interesant. Da, atrage chestia aceasta, acest sinopsis. Boss, am vorbit despre el. Știu că mai urmează niște proiecte la care ai lucrat și care urmează să apară cu Igor Kobilianski. Da. Băieți deștepți, un lung metraj. Băieții buni ajung în Rai, Radu Potcoavă, alt lungmetraj. Deci lungmetraj? Lungmetraj, da. Ok. Da. Cel făcut de Igor este un film comercial pentru public, să sperăm că o să aibă succesul celorlalte filme. Despre ce este vorba, ne poți spune? Două cuvinte? Da, normal că vă pot spune. Niște polițiști retrași care sunt chemați, dat fiind faptul că erau de ce râzi. Pare rețeta clasică. Sau? Am auzit altceva în loc de retrași. Okay. Ce ai auzit? Retarzi. Retarzi, suntem și retarzi, nu-i problema, adică. Da. Sunt câteva momente care, clasică, ne, poate, era care ne poate duce către... E comedie? Către, da, evident, da, comedie polițistă și evident că, na, pe cine să, precum Steven Seagal, pe cine să chemăm să rezolve? Cheamă-i poștea, pe stai polițist? Că sunt niște... Da, este puțin, domnule. Deci un fel de haita de acțiune, așa. Nu am văzut haita de acțiune și, scuzați-mă, noi am făcut înainte de haita de acțiune. Da, la sfârșit. Acum că a durat, acum că a durat mai mult postproducția. Un proiect independent, din ce am înțeles, nu? 100% independent, Tibis, banii lui Tiberiu Ioan îl cheamă, care între timp pregătește și un alt lung metraj, a făcut o casă de producție, sunt banii lui proprii și personali. Adică trebuie să ai cuvânesc și curaj, să bagi câteva sute de mii de euro. Eu dacă aș avea, nu ești păcat. Mi-aș achita credit. La casă, da. La casă, da, da, da. Deci, cu cine mai Silvi duci? Silvi Mircescu, da, el, iată, tot Olimpia Melinte,
Cristi Iacob. Și Tibi am înțeles că joacă, nu? Și parcă... Tibi joacă, da. Este cel care a făcut Ce ai dragoste zăpadă. Ah, ok. Bun. Unul dintre producători, băi, da, incredibil. Unul dintre producători care apare și în... Și în film. Și în film și aici apare. Noi suntem cei trei polițiști. Și al doilea? Băieții buni ajung în Raia lui Radu Potcoavă, lungmetraj. A doua colaborare după Cuscri. A treia, cam a treia? Am făcut și un scurtmetraj cu el. A, eram care? Un vânzător de țigări la obor. Și țigări, a, țigări, cu și a venit tatăl meu e cel mai tare, cumva? Da, da, excepțional. Da, da, da. Absolut și excepțional. Și atunci a venit pe la oborul, pe acolo a venit un tip. Și că frățiul meu nu încă. Zic, da, frate, cât îți dă ăștia? Zic, bă, îmi dă bine, bă, îmi dă 300 de euro. Mamă, nu vreau să zic. Pe cuvânt. N-am zis pe cuvânt. Zic, da, băi, cum fac să îmi dea și mie frățiul meu? Zic, vezi rulota aia acolo, acolo era producție. Du-te acolo și vorbește cu ea. Nu zice, mă, că s-a dus peste aia acolo. La producție erau aia, ce-i cu tine, mă? Am să ajung la 300 de euro. Nu știu, frate, Lido. L-am zis la 300 de euro, a nebunit de nebun. Că era crezut că sunt aia. Țigări, țigări, țigări. A fost mișto pragului să-i fi văzut și înjurătura care a tras momentul în care a auzit de nebuna. Adică... Și asta a fost filmată sau nu? Nu, era off the record. Făceau băieții farfale pe acolo și lumină, știi? Deci asta înseamnă că ai fost foarte credibil. Da, uite, a fost o validare drăguță din partea unui om care n-avea treabă. Din partea unui om chiar din branșă. Din branșă, da. Deci, practic, e a treia. A fost scurt, după aia lung și acum tot lung. Tot lung, da, da. Și acolo tot o comedie, o dramă, ce? E mai dramă. Sunt și elemente comice, dar este un film drăgustare. Plotul? Cred că avem voie să spunem. Ce se întâmplă... Două cuvinte, că nu dăm spoilere. Ce se întâmplă după ce mori? A, bun. Okay. Ce se întâmplă? Ajungi în purgatoriu și ce se întâmplă acolo? Și drăguț că în culmea nu joc vreun interlop. Le zic că ești Dumnezeu. Dar mie mi se pare așa un fel de fantasy. Un pic. Bun, îndrăzneț. Fantasy, dar destul de normal cumva. Adică cu toții, nu știu, cred că și voi v-ați întrebat. Bă, ce se întâmplă când mori? Eu nu mă întreb că nu vreau să fiu dezamăgit. Eu mă întreb. Dar să fie. Eu mă întreb, băi, ce se întâmplă? Cum e? Bine, e o discuție din asta. Da. Nu intrăm în ea. Filozofică de care că nu, da, nu. Și de fapt a pus într-o lumină foarte drăguță din punctul meu de vedere, Radu. Sunt lucruri normale, pur și simplu, care se foarte întâmplă mișto, acolo. Da. Și sunt băiatul care are grijă, adică e cu Bughi, el e rolul Bogdan Dumitrache. Bogdan Dumitrache, da, și eu mă întâlnesc și încep să, uite, ai stai așa, faci așa, uite ce se întâmplă, ai de stat aici, facem așa, după care mergem acolo, după care... Fel de ghid în viața de dincolo. Ghid, cine mai joacă? Ghidul din purgatoriu. Florentina Țilea, Cosmina Stratan, Marian Râlea, Pavlu care Pavlu. O să aibă o apariție foarte mișto mai spre final. Și nu spune că el e Dumnezeu. Nu spunem nimic. Bine, nu spunem. Nu facem spoilere, așa? Să nu fie Satana. Îl văd mai mult ca Dumnezeu. O să vedeți. Undeva trebuie să-și spele toate păcatele. Da. Și cam atât. Nu fi deci interesant. Așteptăm Radu Potcoavă. Da, l-am filmat înainte de Boss sau după, nu știu, în perioada aceea. Da? Nu-ți mai aduce aminte, anul acesta nu. Îmi încarc memoria cu fel și fel de chestii. Toate prostii. Da, ai venit aici și nu mai știi nimic. Bă, și totuși, dar scenariile înveți foarte bine. Nu am problemă. Niciodată nu s-a pus problema să ajung pe un set fără să știu textul sau... Adică te gândești, asta spuneam, adică eu, mi-e greu să cred și din păcate există oameni care vin la casting sau pe platoul de filmare fără text învățat. Ne spunea și domnica asta, Cârciumar. Tăticule, uite că a confirmat. Păi ce mai construiești tu? La ce? Vă spun eu, ești atent doar la text, la ce dracu ai de zis. Și atunci ce mai faci? Ce mai joci? Ce mai jucăm? Ce mai construim? Nimic. Știi? Deci nu, cu textul sunt ok, măcar atât. Bun, bine, hai să trecem, să trecem okay. Repede și prin teatru, pentru că da. Știu că nu ești foarte statornic în teatru, în sensul că nu ești angajat nicăieri. Nu, ești freelancer. Am fost la un teatru privat. Unde te poate vedea lumea? Jucăm acum în București, avem cu Ana Odagiu și cu Silviu Mircescu mai multe reprezentații, de fapt, la Teatru Roșu. Am putea spune cu ghilimele de rigoare că ar fi casa noastră, având în vedere numărul de spectacole pe care le avem într-o lună. Iar cu celelalte comedii bulevardiere, prin toată țara.
Deci, Godot, la Dales ați mai făcut, nu? La Dales, la Luceafărul, la Godot avem un spectacol și o să repetăm, o să începem un alt proiect acolo. Pe unde mai avem? Ce se poate închiria? Acum, și la TNB? La sfârșitul aprilie, începutul mai aveți vreo piesă la care să invităm pe cei care ne văd în acest moment? Imediat. Avem așa, mesaje. Nu ne interesează mesajele. Măi, să uite. Facem cam perfect necunoscut. Spune, citește primul mesaj care ți-a venit acum. Vrei? De la Mircescu. M-am jurat. Ăsta ascultă podcastul fără să știm noi. Înseamnă că echipa lui Costoiu pe afară defilează. A fost light. A fost light, băiat. A fost așa, pe dragoste. Deci nu-l bipuim, n-avem. Nu. Okay. Mai uite, avem, uite, pe 28 avem Iale Bani, o comedie în regia lui Răzvan Oprea, super drăguță, cu Silviu Biriș, cu Magda Catone, okay. Eu, Odagiu, Pavel Bârsan, comedie bulevardieră franceză, drăguță tare, care se va juca la Sala Dales. Iar pe 29 și 30, nu, e ziua soției, bine că mi-am notat. La mulți ani. Nu e pe 1, dar pe 30 facem o sintrofie frumoasă. A, okay. Și mă fac premieră. Iar pe 29 suntem la Teatru Roșu. Mm-hmm. 29 aprilie. Biletele bănuiesc că se cumpără online, nu? Online, sigur că da. Dar cred că se pot achiziționa și la fața locului. Unde e Teatru Roșu? Este în spate la Cocor. În spate fostul Music Club. Ah, ok. Bun. Da, deci dacă aveți timp, dragi, ce sunt? Spectatori, telespectatori, spectatori, cinefani, vă așteptăm cu drag, intrați pe Instagram-ul meu sau unde vreți voi și vă așteptăm la teatru, chiar și pe voi. Da, puțin, clar, venim și noi, de-aia te-am și întrebat. Ce să mai spui și tu acum? Da. Nu, de-aia te-am întrebat, pentru că... Tuturor le-am promis, hai să fii sincer. Tuturor le-am promis că o să mergem și n-am fost nedubios. Nu, eu am fost. Pentru că nu avem timp, nu că suntem rău. Când am putut, am fost. Dar este interesant pentru că mai vezi actori noi pe care nu ai șansa să-i vezi altundeva. Și atunci... Și acum s-a dezvoltat cumva și teatrul independent. Mediu bun. Probabil că a început să-și mai revină după mizeria de pandemie. A fost destul de... Ok, e bine că te vedem și la teatru. Da, mai am proiectele. Bine, nici nu am fost la puține castinguri și acum dacă ar fi să fie vreun casting deschis, m-aș duce doar dacă am un text la prima vedere. Dar așa să-mi pregătesc ceva, nu știu. E doar o etapă, probabil în viitor o să-mi schimb percepția asupra lucrurilor și o să mă pregătesc. O să-mi fac monolog dramatic în engleză, în spaniol, în ce-or vrea ei pe acolo. Dar mi era foarte bine cu cinematografia, cu ce se întâmpla și auzisem și o poveste că se fac castinguri la bere, eu nu ieșeam. Da, pe prietenie. Da. O tâmpenie, chiar dacă era așa, dar nu a fost ok. Acum, dacă nu fac proiectele... Acum ai destui prieteni încât să funcționeze și la tine. Am suficient prieteni în independent, atenție. Și ne întâlnim, mai repetăm, pe la Mircescu, prin sufragerie, pe la Odagiu, pe unde apucăm? Pe low budget. Pe low budget, astea ale noastre de suflet, dar când vin oamenii care investesc, atunci stai puțin, avem decor, avem... Pe ce vorbim? Da. Auzi. Alt nivel. Altceva, domnule. Te vedem altceva. În sezonul 3 de Clanul? Da. Deci încă supraviețuiești. Am înțeles că nu mor. Mi s-ar părea așa iure. E, acum dacă era scena, spoiler, ce să facem? Păi l-au murit și pe, cum îl cheamă, pe Mircea. Pe Dojoiu. Da. E o pierdere. Da. Asta zic. Asta e ce se face. E o pierdere, că e foarte mișto Dojoiu, un actor foarte bun. Da, mă refeream la în economia serialului, știi? Că te zici de parcă săracu a murit. Păi e o pierdere, pardon. Păi asta e adevărul. Pe tine nu cred că o să te omoare, Angela, așa ușor, pentru că totuși ești mâna dreaptă al tătuțul, trebuie să-i ține cineva pe Tudor. Păi dacă mor și eu, cine mai ține? Dacă mor tu, mai e doar Tudor. Dacă mor tu, cui rămâi, da. Păi cine mai? Rămâne Tudor și face ce vrea cu Vera. Face ce vrea acolo cu poliția, cu... Îți dai seama ce. Trebuie să fie unul care să... Nu. Din câte am înțeles. Te vedem în Clanul în continuare, asta e în important. În Clanul în continuare, bază. Da. De bază, da. Așa, în teatru așadar ați aflat. Și mai ușor pe la cumpărături, da? Lăsați-l să-și facă cumpărăturile în liniște, nu mai săriți pe el. Liniștiți, veniți, nu-i problemă. Zile și unde, ca măcar oameni să știe. Unde? În fiecare vine și sâmbătă la Lidl, cash la... Da, acolo mă duc, domnule. Pentru autografe și poze de sâmbătă, domnule, de la 10 la 12. E cu un căruț. Da, am fost cu cea mică. Am avut o, nu știu cum se întâmplă, am avut o filmare de noapte foarte obosit, fix atunci eu nu plec la grădii.
Era, măi, Iustina, hai, era soția, ea venea săraca, măi, nu, ce faci, uite, că am zis, mă, du-te la mâncă, lască. Fix atunci, știi, când ai nevoie de odihnă, n-a vrut ea să plece la grădi, am fost plecat de acasă mult timp și am fost, hai să mâncăm, mergem să mâncăm, era școala altfel. Aha. Și cred că erau vreo 30 de copii, dragii de ei, au vrut să facă post. Cu Sergiu. Da, hai să facem una de grup, probabil, gândindu-mă, da, să nu las copilul singur, că... Să scap repede. Păi eram cu asta mică, nu de altceva, să-i mai dai să, că ea nu prea, dacă nu ești atent, ea nu mănâncă. Dar după au vrut să facă și individual, nu-i problemă. Dar apropo de soție, și fetița s-a speriat. Tati, sunt mulți, ce se întâmplă, tati? Nu se întâmplă nimic, tati, stai acolo și mănâncă, e tot în regulă. Vai de mine, tati, e ok, calm, tati, ia și mănâncă. E, da. Dar ce vârste aveau? Se uitau la clanul? Da, gimnaziu. Păi dacă școala, șaptea, da, opta, pe acolo, pe acolo. Și mai deci mici, fan de toate vârstele la clan. Da, bravo. De toate vârstele. Și ai avut o sesiune foto o destul sesiune de lungă. Foto ca niciodată, domnule. Adică, trei autocare de ele. Domnule, dar mă uitam în spate la asta mică, m-am ridicat și era, oare ce face, pleacă, fuge, mănâncă, nu, mănâncă, hai, mai mănâncă, tati, hai, sigur că da, ai zâmbeam, tati, ai grijă acolo. Dar nu realizează, cred, nu, celebritatea asta a ta sau... Nu cred. Mai avem trei întrebări, pe scurt. Dacă de mâine totul s-ar transforma, sau chiar din clipa asta, dacă totul s-ar transforma într-un film, care ar fi filmul în care ai vrea să-ți petreci restul vieții? Pisicile aristocrate. Da, o stul de altamație. Băi, nu știu, film. Dacă îți banii face acolo. Stai seama. Mai nu știu, un film unde să... Să te simți tu bine. Da, unde să fim un pic mai buni și să ne... și empatici, să ne gândim și la ceilalți. Și... Îmi vine în minte moartea domnului Lăzărescu. Da, cum ar fi, domnule? Acolo, domnule, acolo, că prea l-au lapă săracul, domnule. Nu, că acolo e cu bune, empatici, fix ce ai zis tu. Da, mai puțin aroganță. Adică, domnule, undeva, nu știu, spuneți voi. Ăsta să fie subiectul. Ceva să fie mai decent, mai drăguț. Dacă există vreun film la care nu ți-a plăcut finalul și ai vrea să-l schimbi, și cum l-ai schimbat? Indiferent de unde. Primul care îmi vine acum în minte, cred că ar fi La limita de jos a cerului, pentru că m-a frustrat foarte tare că a fost scurt, el nu a avut 90 de minute. Și plăcându-mi acest, țin minte că am fost la casting. Astea sunt niște cuvinte noi, țin minte. Kobilianski. Igor, toată lumea era Igor în sus, Igor, bă, cine e Igor, mă? Igor în sus, Igor în jos. Și după nu știu cum am zis, că primul instinct a fost să zic, omule, m-ai frustrat foarte tare, mi-a plăcut filmul, atunci foarte mult, de ce nu a avut 90 de minute? Pentru că țin minte că a se termină cadrul cu tipul care pleacă, trece peste mori și țări și zic, sper să nu se termine. Nu, ăsta pare un final. S-a terminat filmul, zic, nu. Apoi m-am gândit, nu-i zic acum. Deci, practic, la asta n-ai cum să-i schimbi finalul, că n-are. Putem să-i adăugăm. Se adăugăm. Are un final. Da, adăugăm, îi băgăm ceva. Și nu i-am spus atunci lui Igor că mi-a plăcut, pentru că era la casting, zic, bă, să nu pară că sunt genul ăla de om care... Că poate vreau să joc și în ăla cu băieții. Exact. Să-l facă. Dar să știi când i-am zis la final de sezon, de umbre, zic, bă, da? Da. I-ai spus. Bă, vreau să spun ceva, acum cred că, uite, ne-am întovărășit, am jucat, nu mă mai dau pe lângă tine, puteai să gândești asta, mi-a plăcut filmul, m-ai frustrat, l-ai făcut prea scurt, ce-i cu tine, ce s-a întâmplat? Deci, n-am mai avut bani. Bă, nu, așa, așa a fost. Așa a fost. Viziunea. Așa a fost filmul. Da. Bun. Am numărit-o și pe asta. Ajungem la ultima întrebare pe care o adresăm tuturor invitaților noștri. Dacă există o întrebare care nu ți-a fost adresată până acum și ți-ai fi dorit să ți-o adreseze cineva de-a lungul carierei. Nu cred că e vreo întrebare la care aș vrea să răspund și care nu mi-a fost pusă. Puneți voi dacă vreți. Păi noi ți-am adresat, cred că, destule întrebări astăzi. Destule, dar nu prea îi țin o minte. Mai și tăiem. Vă rog. O să lăsăm, nu mai știu, nu mai țin minte. Băi, nu mai știu. Sergiu, nu mai știu. Cât e ceasul? Băi, nu mai știu. Am început deci de 2 ore. Aproape 2 ore, da. Îți dai seama cât o să tăiați? Da, da. Nu e problemă. Și așa te gândești, mă, oare am vorbit ceva interesant? Bă, nu prea. Când drag au trecut 2 ore? Nici n-am fost atent, crede-mă, că nu mai aduc aminte ce am vorbit. Nu mai știu. Zic că am vorbit lucruri interesante, ne-a plăcut să ne plimbăm cu tine prin CV-ul tău, prin toate filmele în care ai jucat. Vă mulțumesc. Trebuie să recunosc că sunt fan, te-am remarcat de la început din Valuri și am crescut cinematografic cu filmele pe care le-ai făcut. Mulțumesc frumos. Mă bucur să văd evoluția asta a ta, de la scurt la lung și mai lung serial.
Și sper în continuare să ai la fel de multe proiecte interesante ca și până acum. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc și pe mine, ca să te laud și eu, m-am tot uitat la rolurile tale și chiar mi s-au părut foarte mișto. Și te achiți foarte bine de ele. Vă mulțumesc. Iar în clanul mă unge pe suflet. Mulțumesc de suflet. M-ați complimentat, m-ați copleșit. Vă mulțumesc. Asta s-a putut la banii ăștia. Ați putut mai mult de bani ăștia. Ați dus mult. Ne bucurăm că ai putut astăzi să-ți rup din timpul tău și să fii alături de noi. Știm că ai programul foarte încărcat. Da. Și să ne vedem cu bine la următoarele proiecte, să discutăm despre ele, bineînțeles. Dacă nu uit. Depinde. Trebuie să mă chemați repede. Care boss? După care film, da. Boss, care boss? Boss, am boss, ce e boss? Boss, nu știu. Bogdan Mirica, noului film. Boss Armani, boss Armani. A, boss ăla. Elălalt. Apropo, am pus ceva pe Facebook și am vrut să tăguiesc pagina boss și boss, boss. Și avea vreo 10 milioane de urmăritori, ceva de genul. De bune ia să o las așa, poate. Da. E o idee bună de marketing pentru bossul nostru, știi? Ca ăla cu țigările. Da, cu țigări. Da. Mulțumim frumos, Sergiu Eu Costache. Mulțumesc. Abia aștept să te mai vedem și în celelalte lucruri pe Sergiu, care Ioan Costache. Ioan Costache. Merge să-l vedeți și la teatru. Pe noi ne găsiți pe YouTube, ne găsiți pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, peste tot practic. Doar să aveți timp să vă uitați, pentru că iată, facem episoade din ce în ce mai lungi și ne e și greu să tăiem din ele, pentru că oamenii ăștia sunt prea mișto. Bun. Emanuel, îți mulțumesc și ție și tu eu. Mulțumesc și mie. Nu uitați de like și share. Foarte important, la modul cel mai serios. Azi, da. Ne ajută foarte mult să dați mai departe informația că acest podcast există. Bineînțeles, dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, dați doar like, nu share. Puteți să dați și dislike. Dar este contează. Foarte important da, să, să dați mai departe informația. Pentru că, iată, cred că sunt povești care merită auzite și de alții. Da, corect. Până data viitoare, să vedeți doar filme bune. Pa! Bye. Pa, pa! Acolo aveam un rol mai mare la Eu sunt Adam. Mi se părea că fac un lucru atât de important, film cu Dan Pizza. Eu aveam misiune, eu trebuia să mă duc să mă fac actriță, să bucur lumea de pe scenă. Trebuia să ies din apă în noiembrie. Aruncam hainele de pe mine și alergam și curgeau lacrimile. Pizza a trimis-o pe secretarea de platou să-mi dea niște vodcă să mă încălzesc, să nu urăcesc. Deci a fost ori la bal, ori la spital. O iau o gură din aia, mai iau o gură, s-a terminat. M-am făcut praștie, muci eram de beată. Râdeam în continuu și gata, domnul Pizza, gata, nu mai râd. Și ăsta își smulgea părul din cap, se o certa. De ce ai dat să bea? Păi dumneavoastră ați spus. Păi de unde să știu că prostul ăsta n-a băut în viața ei vodka? Domnul Pizza, cu dumneavoastră am debutat și cred că cu dumneavoastră tot îmi închei cariera. Mă rog, asta a fost. Nici nu vreau să mă mai gândesc. Am făcut 3 filme în ultimul an și sunt foarte încântată.